Mi se pare că a fost alegerea mea să vin aici astăzi și a fost extraordinar și cred că pot să influențez și să duc înspre gândire pozitivă foarte mulți oameni în jurul meu. Eram nebuni, complet nebuni, adică toate la toate ideile noastre părinții noștri rămâneau mască, nu spuneau nimic, deci nu aveau glas. La 19 ani, când m-am dus prima oară în Dubai, spuneam cam 23, că nu puteau să scrie, da. le cădea pixul din mână când spuneam cam 19 ani. Nu ai cum să crezi că ajungi pe lună dacă nu, crezi în imposibil. Primele noastre activități comerciale au fost de vânzare de țesături. Știi, adaosul era mare, dar stai să spun care era problema. Nu ca să am banii jos. O singură factură neplătită pentru noi era capitală, dădeam de faliment. Și Leonardo s-a gândit că vrea să cumpere. Și după două ore ne-am întâlnit cu el să-i vindem tot stocul de marfă. El nu cumpără brandul, nu cumpără fabrica de genți și nu cumpără magazinele. Cum e acum în 2022? Unde e Muzet și unde e Leonardo? Leonardo a dat faliment, nu mai există. Chiar dacă ai sute de milioane de euro rulaj, poți să cazi de foarte sus. Doar asta se întâmplă. Ai o căznicie de foarte mult timp. Ați avut probleme în căznicie vreodată? Am, o, am avut o căznicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, însă ne-am despărțit de șase ani. Despărțiți? Da, am divorțat acum patru ani. Cos. În acel moment n-am înțeles, am simțit că e cea mai mare trădare care mi se poate întâmpla, că așa ceva, că eu n-am trădat niciodată, adică nici nu am mințit vreodată. Așa. În momentul în care am, am aflat, ne-am și despărțit în secundaia. Te-ai simțit trădată atunci? M-am simțit. Da, bineînțeles că m-am simțit trădată, m-am simțit în toate felurile și nu aveam cu cine să mă sfătuiesc, nu aveam cu cine pe cine să întreb dacă alegerea mea e corectă. Dar cum să te duci la nunta fostului tău soț. Nu, m-am dus la nota celui mai bun prieten al meu. Pe păi, e fostul tău soț. Acasă, acasă, să omul ăsta de Acest podcast cu tine... E, e, e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare, oameni buni! Suntem la podcastul Acasă la Măruță, iar de data asta, în fața voastră, vine o femeie. O femeie mentor care a reușit să facă niște lucruri fabuloase. O cunoașteți de la televiziune, este la Imperiul Leilor, este leoaică, dar de 30 de ani poartă aceeași pereche, sau mai bine zis, același brand de fiecare dată când e vorba de încălțăminte. O să aflăm dacă chiar așa stau lucrurile. Cristina Bâtlan alături de mine, fondatoarea Muzet, corect? Sunt cofondatoare co, -fondatoare co -fondatoare. Adică soțul e Cofondator. Cofondator. Suntem fondatori Muzet, împreună am început la, șap la 18 ani cu 700 de dolari. Exact. O Asta e, e povestea pe care fiecare vrea să o audă, pentru că probabil fiecare se gândește și eu am 700 de dolari și deci pot să ajung într-o bună zi milionar dacă... <laughs> dacă, dacă... Dacă îți găsești valoarea competitivă pe, pe piață, dacă investești... Dacă tu găsești la tine ceva ce e mai bun decât la ceilalți, sau găsești o nișă în piață, încă un sau, sunt multe da. variante, sau rezolvi o problemă reală, adică vrei să schimbi viața oamenilor într-un fel, în principiu un bine, pentru că asta este fie menirea antreprenorilor, după părerea mea. Îmi place să cunosc oameni care au reușit, oameni care pot să fie exemple și tocmai de aceea la podcastul Acasă la Amăruță sunt convins că oamenii abia așteaptă să asculte și să fie un, un podcast în care se dau sfaturi, putem să învățăm și putem practic să ne depășim pe noi ca și cum să zicem putere, ca și perspectivă ca și viziune? Soțul tău era în clasa 12 -a când a făcut firma, cofondatorul de la Muzet. El este cu un an mai mare, eu eram clasa 12 el terminase, aștept, eram pe la sfârșitul clasei a 12 -a, am intrat amândoi la drept și da. am, am făcut firma și ne-am lăsat și de drept după 2 ani, tot împreună, pentru că nu găseam valoarea acolo și nu găsiserăm nișa pentru dezvoltarea noastră în facultatea de drept. Și părinții nu spuneau, mamă, totuși, cum să renunțează la facultate? Ce o să zică toți ceilalți? Sunteți la drept. Deci, în primul rând, a fost un șoc pentru părinții mei. Pentru el era băiat, totdeauna a fost dezvolt, totdeauna nonconformist, a avut prietene de la 16 ani, a vrut să plece de acasă, deci părinții lui cumva erau obișnuiți. Era cu genul de rebeliune, așa. Exact. Da, ai mei. Ai mei erau of, cei mai lua mințile, mama. Cei mai clasici părinți posibil. Eram olimpică, învățam, mergeam la toate olimpiadele, intrasem la cel mai tare liceu, intrasem la al doilea cel, și la al doilea cel mai tare liceu, că m-am și mutat, că eram rebelă și nu mai îmi plăcea acolo, mi se părea prea departe, nu era ceea ce căutam. M-am înscris la liceu, am fost la MF3 și la Bălcescu. Dar erai olimpică la ce? La matematică. Mm. Și Ok, după care am început să fiu super rebelă, n-am mai vrut să fac mate fizică. În clasa 11 m-am mutat la uman. Făceam română cu doamna profesor Pav Notescu, care ne scrisese cărțile de literatură. Scriam la ziarul școlii, deci făceam orice în afară de matematică și fizică. Scriam în general, scriam la, și la Uniunea Scritorilor la în Asociația Mihail Sadoveanu. Ok, multe chestii din astea super uh, liberale, să zic. Și în același timp o mare bucurie pentru părinți, pentru că puteau să se laude și la vicin. Uite, a mea a scris aici. Nu, vreau să spun că nu eram deloc deschisă față de ei și nici nu le spuneam cam ce fac. Uh, în afară de merg la meditații, merg la școală, știau că merg la toate cursurile astea, dar mă lăsau cumva în lumea mea și nu, nu niciodată nu se implicau pentru că nu am fost un copil problemă, n-am avut niciodată probleme, am știut să mi le rezolv singură și cred că am luat de la ei tot ce aveau mai bun și aplicam în viața mea. Făceam yoga de la 12 ani doar fiindcă aveam o carte de yoga, deci nu m-am dus nu Mulți, probabil, acum nici nu știu, uh, au auzit de yoga mult mai târziu. Exact, au auzit de yoga când a devenit un curent social și a devenit un trend mondial, până atunci și oamenii crezuseră că yoga e vreo sectă. Uh -huh. Deci nu da, că exact. e un stil de viață, nu că e o filozofie, că sunt niște mișcări, e un fel de mișcare fizică, da? Uh -huh. uh, făceam doar pentru că mi se părea că asta îmi dezvoltă mintea și cum mă pregăteam pentru cele mai tare să intru la admitere la cele mai tari licee din București cu minim 8 sau 10 pe loc, știam că trebuie să fiu zen, adică mintea mea trebuie să fie la capacitate maximă. Deci asta vorbim de acum 30 de ani. Vorbim de acum 30 de ani, când 30 și, 30 adică de 35 de ani, când am intrat cu 9, 87, 8, 97, ceva așa, dar și am intrat la litera G, deci erau vreo șase pagini de zece până la mine. Deci cam asta era concurența pe vremea noastră. Toți eram pregătiți și eram foarte, foarte buni și foarte competitivi. Școala era atunci mai bună decât acum? Școala era complet diferită. Competitivitatea nu înseamnă ceva neapărat bun. Înseamnă că te înrăiește, îți creează, îți, îți dezvoltă niște calități, acelea de ambiție, de perseverență, de dorința de a reuși cu orice preț, dar ce nu învățam, să fim o echipă, să facem un proiect în echipă. N-am făcut niciodată proiect în echipă în școală. Pentru că țineai așa mâna când trebuia să faci cu cineva, nu, eu trebuie să fiu cea mai bună. Pentru că tu intrai, erai singur pe loc, intrai singur, erai, erai executat singur sau erai lăudat singur, dar niciodată într-o echipă. Vorbim imediat despre defectele pe care le avea școala în perioada aceea și despre avantajele, pentru că vreau să spun că erau și foarte multe avantaje, dar vreau să spun că dacă tot ai venit la podcastul acasă la Măruță, cei de la Brâncoveanu au pentru tine un set de vin pentru că aici e gama de vin ars Brâncoveanu care a fost creată în onoarea celor 25 de ani de pace din țara românească, din domnia voievodului și un brand românesc cum ești tu, primești un brand românesc de super, super calitate și în același timp de super ținută, tot brand românesc. E cadou nostru pentru tine, să știi. Îți mulțumesc! Foarte tare, foarte bună idee. și cum ori de câte ori primești un cadou, e binevenit. Adică, să fie primit! Să fie primit. Și da? îl avem și pe Alina Țibulcă, cel care face niște cocktailuri fabuloase, iar el a făcut acum un cocktail cu Brâncoveanu Vinars, corect? Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc! Doamna Cristina este milionară, doamna Cristina are muzet, face mii de pantofi, este la Imperiul Leilor. Și eu fac mii Mi... de cocktailuri? <laughs> exact, tu, de la milionar și... la milionar. Corect, hai cu milioanele lui. Aici am pregătit o super băutură cu brâncoveanu vinars cu puțin sirop de hibiscus, frești de lămâie și o, o cireașă, o amarenă. De Sper să fie pe gustul dumneavoastră. Eu sunt sigur că este foarte delicios. Eu bag mâna în foc pentru ele, foarte bun. Pe A început bine cu hibiscus, cu asta. Cu Noroc, pe păi dacă făceai yoga cu 35 de ani, presupun că toate ingredientele pe care le-a pus el aici ți erau deja cunoscute. Mulțumesc, da. Mulțumim, bravo, mulțumim. că băiat bun. Ia să vedem ce chiar, Dar fi sincer, că la Imperiul exact. de Bă, ai cumpărat cocktailul cu ăsta sau nu? Ia, Ia stai să vedem. Să nu mă lovească gheața asta la început. Asta i-am spus și eu, că pune prea multă gheață și nu știu cum să țin paharul ca să beau. Este... E super coritor Simt gustul de amarena foarte intens. Da. Brâncoveanu vin ars. Îmi place că nu e, nu e alcoolizat, adică te păcălește, poți să vrei, bei vreo 10 pahare din astea. <laughs> Pentru se pare că e foarte, exact. foarte băubilă. Da, e foarte fresh, e dulce. Feminin, pot să spun. Foarte bun, bravo! Stai că nu am prins, e feminin? Da, e feminin. Mi-ai stăcat adică, imaginea. Adică, <laughs> mi se pare că se potrivește femeilor. E dulce și foarte aromatizat. Da, Foarte. aș foarte. putea spune, se potrivește femeilor puternice. Mm. Ca să mă scot și bărbați puternici și femei puternice. Alinea aici ne face un refill de fiecare dată când avem nevoie și mulțumim mult de tot. Și uh, ajungem la Cristina Butlan, care uh, termină liceul, deșteapta școlii, pentru că așa era atunci a perioada. Și de ce? Mi se pare foarte dar să fie olimpică, știi? Știi cum e când am intrat, eram o deșteaptă la fel, mai, la fel de deșteaptă ca ceilalți de acolo. Mm -hmm. Depinde cu ce compar deșteptăciunea Când am ajuns acolo, toți erau deștepți foarte deștepți și foarte ambițioși și munceau foarte mult. Învățau de dimineața până seara, nu ieșeau nicăieri, nu ieșeau în oraș, nu făceau nimic. Eu toată viața am trăit în centru, la Rosetti, deci pentru mine Bucureștiul, orașul, metropola era viața mea, adică nu știam cum e să nu fii în centru. Când însă veneai dintr-un cartier la un, un liceu bun, ți da. si se schimba cumva viața. Pentru mine era Cumva un regres. Ven plecam din centru și mă duceam la liceu ăsta și mă chinuiam în fiecare zi să ajung acolo dimineața cu troleu. Mm -hmm. Dar unde era liceul? MF3 eram balta albă. Și A. eu veneam de la Rosetti. După care, după 2 ani, m-am mutat în centru. Dar în centru eram deja în lumea mea. Atunci m-am mutat de la mate fizică la uman. Transferul mi-au spus că nu pot să-l fac cu diferențe. Doar de materii. Trebuia să dau examen la istoria literaturii, trebuia să dau la latină, niște examene de diferență în afară de mate fizică și am zis, sunt de acord să le dau, vă rog să mi-aprobați transferul. Și i-au zis, nu, doar dacă ai o problemă, doar dacă dacă ai o problemă dacă mentală, ceva nu, ceva nu funcționează. Și zic, ce domne, să fac bube la fizică? Cum să-mi spui că pot să mă mut doar dacă fac bube la fizică? Până la urmă mi-am luat aprobare, m-am dus la minister, la ministru, în audiență și am reușit în clasa 10, a 11-a să-mi iau aprobare de transfer cu diferență. Deci și acolo am schimbat cumva, am fost un lider și am schimbat, un model, și am schimbat regula. Pentru că nu copiii care fac literatură, care iubesc literatura și artele, nu înseamnă că au o problemă mentală. Mm -hmm. Sunt acolo pentru că asta e pasiunea lor. Foarte interesantă toată povestea asta, pentru că la un moment dat te duci și ajungi la facultate, cum spuneam, face dreptul. Pe soțul tău când l-ai întâlnit? Cum l-ai întâlnit? Pe Roberto? Pe Roberto l-am întâlnit înainte de facultate. El e român? Roberto e român. sună așa mai italienesc E român, e din familia Brătianu, adică foarte român. Mama lui este îndrăgostită de italiană și spaniolă Bine. și a zis că numele perfect pentru copilul ei este Roberto. Ce frumos. Și mama lui este profesoară de engleză, dar o pasionată de limbi străine, vorbește șapte limbi, limbi străine. Mama soacră? Mama soacră, da. Cum te înțelegi cu mama soacră? Mă, mă înțeleg foarte bine. În ce limbă vorbiți? Și în engleză, și în română. Depinde vorbim, de conjunctură. Vorbim cum ne înțelegem mai bine okay. sau cum ne certăm câteodată mai bine. Da. Pentru că e un om dintr-o bucată, așa sunt și eu și dacă avem ceva de împărțit, împărțim, după care suntem cele mai bune prieteni. Ok, deci e foarte simplă relația noastră. Și ne înțelegem extraordinar de bine, pentru că la un moment dat am avut cu ea o divergență și îmi repetă, îmi repet, cred că mi-a repetat de 100 de ori. Cristina, când ne-am certat odată, ai zis, de ce? De ce să consider eu că sunt mai bună decât tine? Că eu nu cos, eu nu calc, eu nu cânt, eu nu dansez, eu nu... I-am zis, ce talente ai tu? Deci ce comentezi atâta? Că -ai, în afară că știi limbi străine, n-ai niciun talent. Asta a fost prima, prima luptă între tine și mama soacră. Băi, a fost ceva dezastru. Dar, zice, băi, am stat și m-am gândit, ai dreptate. Tu știi să cânti, știi să dansezi, știi limbi străine, știi să gătești. Ea nu știa să gătească, nu, nu, nu știa deloc să-și organizeze casa. Și eu aveam toate lucrurile astea, cumva le învățasem de acasă și venisem cu ele la pachet. Ne-am stat împreună. Așa că am setat foarte bine rolurile. Reculet, la început, okay. da, Deci și... te-ai impus. Nu, nu pot să spun că m-am impus, dar am impus un fel de respect, să spun. Dar nu că m-am impus în fața ei, pentru că o respect și chiar o iubesc, ca pe mama da. mea. Uh -huh. Dar cum l-ai cunoscut pe Roberto? Pe Roberto l-am la cunoscut în timpul liceului la un vernisaj de artă. Da? La o pictoriță, la un vernisaj. Era acolo și vorbeam despre era un subiect tot despre artă și spunea ceva. Și eu ziceam, poftim? Poți să repeți? Spun o poftim. Spun a doua oară, poftim. Spun a treia oară, zic, doamne, o să zic asta că sunt surdă. Dar el vorbea atât de repede, de nu înțelegeam ce spune. Zic, doamne, cum îl înțeleg oamenii? Dar te și fascina. Mamă, deci... Doamne, ce a zis? Poftim? A, exclus. Zic, eu făceam, da, nu, alegeam 50-50, zic la fiecare, la fiecare răspuns șansele care sunt 50-50, să spun bine. Mm -hmm. După care am zis, nu, vorbești prea repede. Sau am început eu să mă concentrez și am început să-l înțeleg. Roberto e un, perso e un om foarte, foarte interesant, foarte volubil, mare povestitor. Ne-am înțeles foarte bine și facem o echipă foarte, foarte bună. Am construit totul împreună. Din acel moment am fost nedespărțiți. Adică, a fost momentul care v-a unit de la vernisajul ăsta, de la expoziția asta? Da, acela a fost momentul în care am simțit că avem capacitatea de a ne dezvolta unul pe celălalt, de a ne de potența... Ați fost clasa 11? A, -a 12. -a. A -a 12 -a. Ne potențam unul pe celălalt. Aveam pasiuni comune, voiam să facem lucruri care ne plăceau. Eram nebuni, complet nebuni, adică. Toate idei, la toate ideile noastre, părinții noștri rămâneau mască, nu spuneau nimic, deci nu aveau glas. Și prietenii spuneau, ăștia sunt nebuni, frate, deci ce gândesc că ăștia e irealizabil. Și iată că oamenii care gândeau lucruri pentru alții irealizabile, renunță la facultatea de drept și înființează o primă firmă. Faceați genți la început. Am înființat prima firmă și primele noastre activități comerciale au fost de vânzare de țesături. Am găsit un niște stocuri de țesături la o fabrică care făcea LON mm -hmm. în România și le-am vândut magazinelor de țesături. Magazinul Picasso, cele mai tari magazine de atunci, -am că a... cunoscute. Pe lângă TV era un magazin albastru mare exact. de sticlă Picasso, cu foarte multe țesături. Exact. Și noi. Dar de ce v-ați ales țesături? Adică... Pentru că eu, asta, asta era odată o oportunitate în piață, a apărut deci, știam, acel voi... stoc. Da. Mama mea este tehnician și ea a inventat prima blană jacard din România și eu am învățat de mică. Mergeam la toate târgurile de țesături, la toate târgurile de modă Ești și eu aveam asta în sânge, știam tot. se dezvoltase tot. simțul ăsta din familie. Da. Dar cum, cum, ce a inventat mama ta prima? Prima blană jacard din România. Blană, ca jurai că e blană naturală, era blană sintetică și era prima blană cu desen în România. Ea a făcut de la proiectarea materialului până la proiectarea mașinilor care trebuiau să producă acest material. Foarte tare. Adică un om super calm. Mama, e vizionar. Și viz vizionar, dar și foarte calm. Adică or, dacă ai o idee să faci așa ceva, nu e suficient. În Chiar în cazul acesta, exemplul meu pe care îl dau totdeauna, că o idee reprezintă doar 10% dintr-un proiect, vine exact de la chestia asta. Mama a desena cu X și 0 pe hârtie modelul jacard pentru fiecare fiecare țesătură înainte să se fi inventat calculatorul. Și aveau niște hârtii din astea de calcul, da. niște mașini de calcul cu găuri și puncte cu X și 0, exact cum e limbajul de programare 1 și 0 și a făcea asta pe hârtie. Dar fără echipa care trebuia să pună în practică ideea ei totul ar fi rămas un desen. Ar fi rămas pur și simplu desen și n-ar fi ajuns niciodată să fie o țesătură și apoi o confecție, haină și așa mai departe. Cum te înțelegi cu mama ta? A, mă înțeleg foarte bine acum, mult mai bine decât mă înțelegeam când eram copil, pentru că ea era extrem de exigentă, extrem de autoritară și o extrem de rebelă. Și eu nu mi-aș fi cerut scuze pentru o prostie, nici în ruptul capului putea să mă pedepsească și un an. Nici după un an nu-mi ceream scuze. Atât de, rea era, atât de rea eram. Nu înțelesesem sau nimeni nu putuse să-mi explice că să ți cer scuze nu e rușine. Era dură cu tine? Nu? nu, era dură. Mă pedepsea doar pentru prostii, dar făceam niște prostii enorme. Deci nu poți să să-ți imaginezi prostiile pe care le făceam. Pleca de acasă și eu rămâneam singură în casă, corupeam tot blocul, toți copiii din bloc, îi luam cu mine, făceam bagaje, luam tot ce era în cămară și ambalam sub formă de valize, luam mâncare la pachet, covor și nu știu ce, și noi plecam într-o călătorie. Și scoteam pe pe toți din casă, îi hrăneam, le făceam injecții, dacă mi se părea că îi sunt bolnavi, dar îi... n-aveam voie să fac lucrurile astea. Ce bine Și că tot, tot ce era interzis, deci tot ce era interzis făcea. Ai mei nu-mi dădeau voie să ies niciodată cu covorul afară, bineînțeles că voiam cu covorul. Că... Cum? Picnic? Toată lumea voia picnic. Numai eu să n-am voie să fac picnic. Cum e da, posibil? Dar tu nu te prinsese covorul tău, era din țesătura aia scumpă pe care mama ta o abia o făcuse rost de ea și distrugeai cu Da, deci nu, n-au fost niciodată așa de... A, atât de înțelegător cu chestiile astea sau poate au fost prea... Ne-au colo și prea mult și pe mine și pe sora mea. Să nu facem asta, să nu facem asta. Mult, prea multă atenție și nu ne-au lăsat așa libere, să spun. Da, cu tatăl? A, tata, era în feblețea lui. E fata lui tata, de asta zic. <laughs> era în lui. Deci nu pot să spun altă prostie mare pe care am făcut-o. Aveam un stilou chinezesc. Și stiloul avea un cerc, era bordo. Și cercul era de o culoare care nu se potrivea cu bordo Mi se părea că e, e, e de, greșită culoarea. Și zic, a, tata are mașină roșie și știu care o cutie de vopsea. M-am dus în debară, am luat cutia de vopsea și am vrut să vopsesc chinelul. Am deschis capacul, am luat vopsea, am văzut că nu vopsește nimic, că era ulei de deasupra, yeah. n-am știut că trebuie să amestec. Aveam, cred că șase ani, dacă nu mai puțin. Stăteam acasă, deci poate nu eram la școală, vreo cinci. Doamne, și când am pus cutia la loc, am pus-o invers. Și nu era capacul pus bine și a curs toată vopseaua roșie din, din Băra, până la jumătatea holului, pe o mochetă, deci tot holul era cu mochetă, am înnebunit. Am zis, doamne, ce o să pățesc când vine mama acasă? Ce o să... Am curățat toată mocheta și pe unde mergeai prin casă, erau puncte de roșu. Pe robinet, pe ligian, pe cârpe, pe toaletă, pe clanțe, peste tot. Și făcea, vine maică-mea. N-a văzut. La prima vedere nu era nimic. Și apoi, bineînțeles, Dar ce e cu roșu ăsta? Dar de unde e roșu ăsta? Mi-am făcut unghiile. Ai găsit o repede o scuză, nu? O minciună Dar cu cine te înțelegeai mai bine? Cu mama sau cu Mă înțelegeam, bine cu ei, doar că maica mea era contactul nostru primar la prostii. Adică ea când venea, era prima care se lovea de prostiile pe care le făceam și îi se părea cumva că ea e cea responsabilă, răspunde de chestia asta, că face parte din, nu știu, să ne învețe, să nu știu ce. Doamne! Deci asta a fost cea mai tare. Dar oricât de mult mă pedepsea, pentru mine cea mai mare pedepsă era una, să nu mă lase afară și să nu mă mai lase la televizor. Eu preferam să-mi facă orice, numai să mă lase la televizor. Să vezi desenele animate, Mihaela, erau pe la 7-7 Da, orice, și bulgarii, orice, numai să văd ceva la televizor și să mă lase afară, să nu, nu cumva să-mi interzic că ieși afară, că după cutremur, casa noastră a, a avut nevoie să fie demolată și ne-am mutat pentru o perioadă scurtă de timp în Berceni, într-un bloc din ăsta enorm, cu 12 scări, cu 300 de copii. Ceea ce pentru tine era perfect. Pentru mine era paradis. Am zis, doamne, ce aici, câți copii, era superb. Tot timpul eram afară, cu sute de copii. Și erai și în perioada în care uh, aveai nevoie să fii înconjurată de copii. Aveai patru ani atunci când s-a întâmplat cu tremurul. Aveam patru ani, ne-am mutat și am stat vreo... Cu treburi din din 77, nu? Am, da, exact, și am stat uh, vreo patru ani acolo. Până când ne-am mutat din nou în centru. Oamenii o descoperă ușor-ușor pe Cristina Butlan și asta spunem, ajungem la drept, renunță la drept. Ați văzut cam ce relație avea cu părinții, cu mama, cu tata, o să ajungem și la soră. Îl cunoști pe Roberto, vă dați seama, bă, suntem împreună. Îl... Și după cât timp v-ați căsătorit? Îl cunosc pe Roberto și zic, gata, noi ne mutăm împreună ai fost cu inițiativa? Tai că mi-a nebunit. Okay. A venit și tai că mi-a zice, păi dacă voi doi ați hotărât să vă mutați împreună, venim și noi și stăm toți patru. Exact. Să fim o familie mare și frumoasă. Da, el zice, nu, tai că în, 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 primă fază spune, nu, trebuie să vin apoi acasă, nu e nevoie să pleci de acasă, dar nu, nu, e, nu, nu e, nicio problemă, nu Poți să, puteți să fiți prieteni, dar nu trebuie să pleci de acasă. Și Roberto zice, dar nu e mai bine să stați și voi cu noi și stăm toți patru, după care au plecat ei, s-au calmat, au văzut că lucrurile sunt serioase. Și atunci, na, știi cum e, nu te aștepți. Adică, nu te aștep... copilul tău îți poate face lucruri pe care nu ți le-ai imaginat niciodată. Și v-ați mutat împreună? Și ne-am mutat împreună și am și stat împreună după doi ani, am renunțat la drept, da. Și ați făcut deja firma împreună, cu toate că nu erați căsătoriți. Nu eram căsătoriți, am făcut firma, ne-am căsătorit în 96, mult mai târziu. Mult mai târziu. Dar ați uh -huh. făcut firma voastră, care. prima firmă, e și firma care astăzi împlinește, anul ăsta împlinește 30 de ani? E singura firmă pe care am avut-o împreună. Pe care ați avut-o împreună? E, e firma care deține brandul Muzet, nu? E firma care deține brandul Muzet și pe care am înființat-o în 1992. N-am avut bani nici de capitalul social în întregime, am avut ceva bani și o mașină. Bun, și voi când ați înființat firma asta, ce vreați să faceți? În primul rând, numele. Mi se părea că numele ăsta o să fie pe toate panourile astea. Vedeam Muzet ca în Franța, exact, ca în pisicile aristocrate. Am vrut să te întreb dacă are legătură numele ăsta cu pisicile aristocrate. Da, și am avut și mare noroc, pentru că nu am avut vreun studiu la bază atunci când am ales numele. A fost pur și simplu intuiție și flair. Astăzi, numele este un nume foarte bun. Deci când l am făcut rebranding, după... l-am verificat și un nume... Foarte, Doamne. foarte bun. Deci cum ați ales numele? Am ales numele după numele pisicii din filmul Pisicile aristocrate. E exact pisica albă, cea mai elegantă și cea mai frumoasă din desenul animat, cea aristocrată. Nu era aia vagaboandă, era da. aia stilată, care știa să cânte, știa să danseze. Te regăseai în pisica aia? Da, mă regăseam, ai, dansai, mă regăseam în poveștile bunicii mele, care povestea de timpurile... Dinaintea comunismului, când femeile mergeau la baluri, când doamnele învățau să, să gătească, atunci când bucătarul regelui prezenta soba de gătit Vesta. Mm -hmm. Deci, ce facem noi astăzi s-a făcut din toate timpurile, adică oamenii tot așa au fost, numai că erau alte instrumente. Asta, da, e aceeași roată, numai că are un cauciuc mai bun, are mai multe spițe exact. și așa mai departe. Dar De zim povestea asta, deci numele Muzet este dat după pi uh, filmul Pisicile aristocrate? Numele Muzet este numele pisicii, pentru noi însemna aristocrația la care doream să ajungem, adică să schimbăm cumva peisajul acesta gri al Bucureștiului lipseau foarte, foarte multe lucruri și chiar dacă ne-am dorit să facem firma de la început, nu am avut un obiectiv clar de la început. Ideea asta de comerț a apărut în momentul în care ne-am hotărât să ne lăsăm de facultate și să începem o activitate pe cont propriu. Și nu era riscant, nu știe? Adică plecați într-un drum pe care nu-l cunoșteați. Am avut 700 de dolari pe care Roberto i-a câștigat ca și ghid în Austria, pentru că era vorbitor de germană și era, era ghid. Da. Toți studenții erau și ghizi. Făceam, scriam jurnale de pentru jurnalele de târgu, târgurilor în mm -hmm. timpul tipco. Deci eram studenți care munceam în vacanțe. Totdeauna ne-am am câștigat niște bani. Nu știu cum că ne veneau ideile astea să, să creăm ceva, să creăm o valoare adăugată. Nu așteptam să primim de la părinți. Și uite, o întrebare pentru cei care ne urmăresc. E important să-ți asculți instinctul? E, impo e important să-ți să dorești să, să demonstrezi ce ție să-ți demonstrezi, să-ți asculti instinctul de independență, că ăsta era instinctul nostru. Nu aveam alt instinct. Știam că vrem să facem ceva pe cont propriu și ce am făcut? Ca să reușim, ne-am tăiat toate drumurile de întoarcere. Primul lucru a fost să renunțăm la facultate ce, unde te mai întorci? Ai după ce renunți la facultate, nu ai unde să te mai întorci. Adică pentru noi nu era o opțiune. Că, a, nu o să meargă bine asta, dar și o să mă întorc la facultate și o să mă fac un notar sau un avocat sau un procuror exclus. Am zis, nu. Deci dacă nu merge asta, ori la bal, ori la spital. Trebuie să meargă. Primul lucru. Al doilea. N-am luat niciodată bani de la părinți. Oricum ei nu credeau în visul nostru. Nu credeau că o să facem să funcționeze. Nu credeau în companii private credeau că se întorc comuniștii și că totul o să dispară. Deci cre... ajutorul din partea lor a fost zero. Pentru că era imediat după Revoluție. Imediat după Revoluție aveau cumva experiența generațiilor anterioare cu confiscări, cu arestări, cu de toate, încât nu voiau să ne vadă în acea situație. Probabil că noi, capitaliști, eram ca și părinții lor înainte de confiscare. Și, și făceau cumva asocierea Conexiunile asta. Conexiunile acestea puternice. Că, că finalitatea pentru noi sau sfârșitul nostru va fi ăsta unul tragic. Ok. Deci nu luăm bani. Ne-am spus și asta. Închidem și această posibilitate să luăm bani de la, de la părinți. Și atunci ce facem? Doar ce facem noi. Și am început să vindem țesături. Eu Știam... De unde țesături? Pentru că știi din familie. Țesături de la o fabrică de confecții din Călăraș, care vindea stocurile rămase în urma exportului. Iar tu aveai legătură cu țesăturile, pentru că am povestit mai devreme exact. cu familia, cu mama. Eu, când m-am dus să văd acolo, am văzut tot ce era tot știam să disting calitățile superioare, am luat cele mai bune calități, prețul era derizoriu, la prima factură, adausul nostru a fost de 1000%. 1000%. Și unde le-ați vândut? La magazinul Picasso. Adică voi le-ați luat de la călărași, și le-ați adus în centru la București și voi le-ați luat uh, cu un leu și ați câștigat o mie de lei. Da, a fost... Uh, pe, pe, pe vremea aia trebuia să declare adosul. În toate localurile și da, într-unele da, da. mai vezi și astăzi. Și acum scrie, 300% sau ce? La firmele de angro nu aveai nevoie să, să să declar pentru că oricine ar fi început de de o Picasso negociere. Nu se puteau deplasa și ei până la călăraș că mergeau doar cu 50 de kilometri. Deci vreau să spun că era ceva secret. Adică era un pont până la urmă și era ceva ce se termina. Deci am cumpărat tot stocul, s-a terminat treaba aia. A trebuit să, să inventăm altceva să găsim alte stocuri. Alt călăraș. Alt călăraș care să fie în România sau în străinătate. Până când am ajuns să importăm țesături, am importat din Japonia, din Corea, din uh, Indonezia. Piața liberă pentru țesături era în Dubai, deci călătoream foarte des în Dubai, fix pentru aceste țesături. După care când am dubai zis, nu era ce azi. Da, dubai nu era nimic. Erau doar niște angrosiști, niște oameni care îmbrăcați în da, în ce aveau ei în ce și. În puneau cu degetul, așa. Iar oamenii ăia, în 30 de ani, au făcut o țară. Da, e inc incredibil. Și știi de ce au făcut? Pentru că au avut o viziune, nu s-au zgârcit și au zis, noi vrem tot ce e mai bun. Nu conta cât costa. Și pentru că au avut și aceeași direcție, toți. Exact, tot ce e mai bun. Au o singură direcție, nu contează. Și ce angajează? Oamenii care nu se pot exprima în altă parte. Da, da, e un pic și țara unui. <laughs> unei familii care să zic, care nu da. vrea să mai ia de la stat, știi? Că așa, din buzunarul lui. Și... Exact, dar în momentul în care aplici politica asta, ei s-au bazat pe ce? Pe faptul că uh, americanii, europenii, whatever, toți artiștii sunt super creativi, n-au unde să se exprime. Și unu. acolo... Doi, după ce investesc oamenii și cei de lângă ei, ei o să spună, noi nu mai avem bani să susținem, ce o să fac? Exact da. ce s-a întâmplat, n-a plecat nimeni. Corect. A avut un pic o cădere și acum o să găsească niște soluții împreună pentru că asta e în viața de business, așa se întâmplă. Unul are curaj, riscă tot și riscă și pentru ceilalți, după care ceilalți văd în ce au intrat și susțin omul să se ridice. Ajunge și la povestea asta, să ne dai toate ponturile, dar eu sunt încă fascinat când te duceai după țesături peste tot și Mamă, deci ne duceam cu, cu mașina împrumutată de la tatăl lui Roberto și o umpleam de țesături. Ori cu taică cu mașina și o umpleam de țesături, veneam, le vindeam și luam altele. Deci voi erați aia cu mașina care stătea pe ruțile din spate de dădea tablaia de asfalt? Da, nu sunt chiar așa de grele țesăturile, dar cam așa ceva. Da, sunt multe voluminoase așa, nu? Mai Iar... mergea Roberto cu mâna scoasă pe geam și mai ținea Ai, de pe nu. capotă. <laughs> Mai pe aia, așa? Dacă am fi avut capital ca să punem și deasupra mașinii, pașii am fi făcut mult mai repede. Dar capitalul nostru era unul foarte mic, așa că, step by step, nu încăpea marfa mai mult decât în portbagaj și apoi în porbaga și pe scaunele din spate. Important e că adausul era mare <laughs> și asta a contat. Da, Știi, adausul era mare, dar stai să spun care era problema. Nu ca să am banii jos. Opa. Trebuia să așteptăm. Și acolo intervenea talentul fiecărui om de a descoperi și de a-și alege partenerii. Și acolo învățai. Cum îl aleg? O să plătească? Nu o să plătească. O singură factură neplătită pentru noi era capitală, dădeam faliment. Doar unul dacă nu plătea, dădeam faliment. În fiecare zi de atunci, cred că timp de 10 ani sau 5 ani, oricum pentru un tânăr 5 ani sau 10 ani nu înseamnă ceva enorm, foarte, foarte mult, poate că erau 3 ani, În fiecare zi începeam să sunăm clienții să plătească. Deci era ceva îngrozitor. Aveam Bună ziua, un... suntem de la firma Muzet. Ce aveți desene? o factură, nu, nu, nu desene, știu. Mate, Muzet sunteți și aveți o factură <laughs> să o achitați. Exact. Aveți Vă o factură noi, doamne, și, și nu știu ce. Deci era o, o chestie neobișnuită să rămân cu ea, dar până acum, dacă stau să mă gândesc, groaznică. Și când ați făcut primul pas către genți? Pentru că care a fost primul pas? Primul pas, stai să spun, nu treceam de 13 milioane primul pas. Am treci, milioane ajun, de... De lei. Ajungeam la 13 milioane de lei, vechi. Asta însemna atunci... 1300 de lei. Ah, ah, okay, perfect. Ajungeam la 13 milioane, se întâmpla ceva. Coboram iar la 10. Ajungeam la 13 milioane, am făcut accident de mașină, ne-a furat cineva niște material, am pierdut nu știu ce. Deci de 3 ori ne-am întors înapoi la 13 milioane. Sub 13 milioane. Nu ne venea să credem că noi nu trecem de acest 13 milioane. De asta era profitul? adică sau Era. Cum? Da, era profitul nostru. Deci noi calculam în fiecare zi profitul. Mai 13 milioane în 90 și? În 93. Ia bagă mă să vedem <laughs> cât era dolarul atunci ca să avem uh, o, o viziune directă. Doamne, deci primul, am făcut accident, uh, am pierdut material. Până la urmă am reușit să trecem de acest 13 milioane și prima trecere, și a fost o mare sărbătoare, a fost 17. Am zis, doamne, Iată, am ajuns la 17, nu, nu se mai întâmplă nimic. Și cam de acolo am început să să mergem așa cu plus, am avut contracte, reprezentam fabricile din România, vindeam către magazinele de țesături, apoi am început să vindem producătorilor de confecții, ne-am dat seama că încet, încet magazinele de țesături și croitorii dispar, vor fi înlocuiți de magazinele de, de fabricile de confecții care oferă haine de -a gata, Nu îți mai faci pe comandă. Oamenii își făceau pe comandă. Deci era aristocrație maximă în România în acea perioadă, 92, 93, 94. Adică tu oarecum, dacă te uiți la podcastul ăsta, trebuie să anticipezi cam ce va purta lumea peste un an, peste doi, exact. peste trei. Da. Adică să-ți dai seama că nu mai își face omul costumul la croitor, îl găsește mult mai ușor gata cum să-l cumpere din magazin. Nu mai te duci tu la magazin să comanzi ciucă să-ți cumperi mâncare, sunt pe Bringo. Bringo exact. în 90 de minute, vine aici și ți-aduce. Noi avem, avem, pe cei de la Bringo, dar acum mi-ai ridicat-o la fileu, pac Bringo, comanzi tot ceea ce vrei, oamenii ăștia în 90 de minute ți-aduc totul. Dacă aveam eu viziunea asta cu câțiva ani, puteam să fac eu Bringo. M-am îmbogățeam. Normal, da. pentru că asta și pandemia, de, de exemplu, a accelerat toate aceste Treziri. Nevoile totdeauna sunt aceleași. Exact. Oameni vizionari există, dar sunt foarte puțini. În momentul în care un lucru se transformă la nivel de piață, toată lumea începe să facă și iarăși ai nevoie de o viziune să te duci Corect. înaintea celorlalți. Uite, noi prin Bringo ne comandăm în 90 de minute cam tot ce ne dorim, și la podcast și acasă, și foarte fain că putem să stăm de povești la podcast, și oamenii ăștia îți aduc totul, fără nicio problemă. De asta zic că, să ai un pic o viziune, trebuie să ne gândim cam ce ne-am dorit noi peste 5 ani. Exact. Eu, îmi pun, fiind creativ, postul meu e un post de, crea de creație, da. eu creez uh, produse, înțeleg cum se dezvoltă societatea, înțeleg ce înseamnă un trend social, înțeleg uh, cum ar putea, sau am câteva scenarii de cum ar putea să transforme lumea și m-am gândit dacă oamenii or să stea în flip-flops, își pun ochelarii de... De, de realitate virtuală. Eu avem pe ea de cal, știi că nu vezi oportunitățile. Și stai acolo și o să fii un consumator în acel mediu. Doar că acel mediu, mediul ăsta virtual, va deveni fix mediul real, ca și mediul real, doar că e virtual, dar nu se va schimba nimic. Creierul tot ăla e om, are aceleași nevoi, are nevoie de entertainment, are nevoie de ego, are nevoie de tot ce știe creierul să producă. Altfel nu avem nevoie de nimic. Suntem născuți perfecți, nu ne trebuie nimic, restul doar haine și chestii pe care ni le adăugăm așa în viață. Haide, că ajungem să ne spui care crezi tu că sunt afacerile anului 2022 sau în ce ai investi, și în ce ați investit poate cel mai mult la Imperiul Leilor. Dar nu vreau să te las cu povestea asta. Deci ați ajuns acolo, a crescut firma, ați aflat, Pozașule, cât era... De, de, șapte șapte de dolari? Da. De... <laughs> Bine, e ia e pe, greu cu calculele ia. astea vechi 1276 de lei un dolar Păi nu mă, și cât făcea 13 milioane de lei vechi în 92, câți dolari? 10.000 deci, <laughs> Nu? Stai că, uite, am primit aici. Deci dolarul în 93 era uh, 1276. Deci de împarte treci pe milioane la 1276 <laughs> și vedem exact câți dolari făcea Cristina Bătlan cu soțul uh, și mereu se blocau la suma asta. Atunci tot pe calculator. Cal... 10.000, vă Deci spuneți. pe la 10.000 de dolari nu putea să depășești cifra asta. De... Deci de la 700 la 10.000. Da. Poți să ții calculatorul deschis, că o să calculăm imediat și banii pe care iau din 2022. <laughs> nu, nu, ia calculatorul la mai mare, la mic nu mai merge acum. Ia tableta! Așa asta e mică! S-a și stins, bun. Da, deci nu treceam de cei 10.000 de euro, după care am... încercam să găsim permanent strategii noi, nu voiam să ne schimbăm domeniul, adică ne simțeam cumva că avem o valoare competitivă bună, că putem să ajungem da. undeva în piață, adică totdeauna analizam, niciodată nu lăsam ca lucrurile să vină peste noi. Deci noi ne duceam peste lucruri, eram atât de mici, și atât de activi. Mi se pare că asta e cea mai mare calitate a firmelor foarte mici. Flexibilitatea, faptul că sunt atenți, că sunt, au atenție distributivă astfel încât să simtă orice adiere de vânt din piață. Casa asta se întâmplă. Piața totdeauna se mișcă și tu trebuie să înțelegi cum se mișcă această piață. Tu, dacă stai închis în casă și nu nu ești prezent, nu înțelegi nimic. Poți te trezi să mai ieși din casă când s-a schimbat lumea. Mm -hmm. Și tu ai rămas acolo. Adică trebuie să stai și să te uiți ce se întâmplă în stânga, da. în dreapta și să ai inițiativa asta, să ai startul ăsta, să zici, de mă fac. Curiozitate, exact. Și faptul să, să riști. Te, îți trebuie, neap sigur, îți trebuie o doză de nebunie și de... de... Dar de ce crezi că oamenii nu riscă în ziua de azi? Nu, riscă pentru că n-au încredere în ei sau pentru că au frică de eșec, dar... Nu trebuie să te gândești la eșec, adică trebuie să te gândești că încerci. Faptul că... Experimentez când vezi ceva din acea acțiune, cred că e mai importantă până la urmă și decât victoria și decât eșecul. Da, te întreb, chestia asta, crezi că e mai ușor de făcut atunci când ai 20 de ani față de atunci când ai 40 de ani? Când ai 20 de ani, vreau să-ți spun că planul pe, un plan pe termen lung are maxim 3 luni. Deci ai da, altă energie. E altă energie, ai o dinamică extraordinară, ai o energie. Eu, când mi-am scris primul CV, toate lucrurile se întâmplau în 92. Am zis, frate, cum doar în 92? Adică n-au mai fost alți ani. Totul se întâmpla în 92. Adică acum dacă te uiți pe un cv de al tău, îți dai seama că toate au Ma... plecat din 92. 92-93. Totul se întâmpla câți în acel an. Nici nu știu câți ani aveam, că la 19 ani, când m-am dus prima oară în Dubai, spuneam cam 23, că nu puteau să scriele, da. că cădea pixul din mână când spuneam cam 19 ani. Și știam da, da. să calculez, știam să fac importuri, știam să vămuez marfă, știam să negociez. Pentru că asta încerc să spun, probabil e și energia vârstei, știi? Pentru că, probabil, asta le trebuie oamenilor, sau asta ne trebuie nouă, indiferent de vârstă, să încerci să te întorci în pielea ta de acum, de când aveai 20 de ani, știi, să ai aceeași nebunie, aceleași, aceeași dorință de a face lucruri. Cred că asta te ajută. Eu cred că de asta mi-am ales zona asta de creativ și sunt foarte recunoscătoare lui Roberto și lui Alin, partenerii mei, că m-au lăsat și am avut norocul asta să pot să, să activez în acest domeniu. Stai că ajungem să-mi spui cum a apărut Alin în uh, firmă. Pentru că în această, în această postură eu sunt ca la 20 de ani. Am aceeași energie. Mă trezești la 3 dimineața din pat și îmi spui băi, am o idee și vreau să fac un proiect. Eu zic ok, spune ideea care e. Tânc, 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 Văd șapte chestii negative, două pozitive. Închid ochii și zic am o idee cum putem să o facem. Dar nu spun că nu ne apucăm de ea. Adică, pentru mine, asta cu. lasă că mai ne gândim peste o lună, nu există așa ceva. Adică, atunci când îți vine, zici, da, hai. Nu există, nu există timpul ăsta peste o lună. Pentru mine, în conceptul meu, nu există. Când am pus conceptul muzet, este un concept care funcționează pentru că este un concept just in time. Mm -hmm. Lucrăm acum pentru luna următoare sau pentru două luni, adică cea mai mare viteză de reacție posibilă pe care o poți avea în modă de are succes muze, de-asta a avut succes întotdeauna. Noi niciodată n-am făcut ceva astăzi, un produs pe care să-l vindem peste șase luni. Era vechi, noi nu ne mai puteam uita la el peste șase luni. Oamenii în șase luni se schimbă radical. Deci voi nu aveți stocuri? Nu. Noi după 10 ani de muze, de producție, am putut să deschidem primul outlet. Haide că povestim și aici, dar nu-mi spui când te-ai apucat de genți. I am și una bună. Pentru am că la apucat... început ați început cu genți. Da. La început am avut țesături, după care am importat niște pantofi să ne jucăm așa, că eu îmi luam 10 perechi de pantofi la fiecare vizită în Italia. Și Roberto era disperat, zice, iarăți ți-ai luat 10... cu toc? Cu toc, fără toc, toate modelele, îmi luam de toate. Și am zis, și am stat noi și ne-am gândit, ok, dacă am vrea să faci să pivotăm în industria noastră, de industrie ușoară, ce am face? Ne-am apucat de haine? Ce ar însemna să facem haine? Ar însemna să avem cel mai bun know-how de materii prime, Ceea deci, ce e greu. Ceea ce aveam, pentru că eram furnizorii tuturor da. fabricilor de materii de confecții. Deci, da, da, era altă... Dar erau prietenii noștri, erau clienții noștri cu care lucraserăm atâția ani. Cum să devenim concurenții lor peste noapte? Nu înțelegeam la nivel de etică, noi nu am putut să acceptăm așa ceva. Să ne mm. transformăm în concurenții clienților noștri. Păi și există etică în afaceri? Există etică în afaceri. Etica este cel mai important lucru în afaceri, pentru că atunci când ai o problemă, te salvează fix cei care au încredere în tine. Dacă tu nu ai oameni care au încredere în tine, Se zice, poți că în să afaceri... fii cel mai bogat om al lumii, tot rău trăiești. Se zice că în afaceri, ești insensibil, nu contează, dacă l-ai prins pe unul că e slab, îl calci în picioare și asta e, mergi mai departe. Asta este numai gândire de multinațională. nu este gândire de antreprenor care pornește de la zero, din asta mic, așa cum suntem noi. Dar am văzut eu în filme pe Netflix, așa e. Nu există. De ce la mare îl înghite pe la mic? Da, asta e legea firii, asta e, se spune, așa spun multinaționalele. viața nu e dreaptă. Da. Dar nu e chiar așa. Pentru că și ei au pornit de undeva de mic, numai că odată ce mesajul se duce din gură în gură, trece de la un nivel la altul și din generație în generație, se mai pierde din esența și din adevărul acelui mesaj. Însă, noi suntem la prima generație, deci încă, Adi, mă aștept să primească un mesaj foarte curat de la noi că etica e foarte importantă și onoarea... Adi este băiatul vostru care are 18 ani. Da, Adi e băiatul meu care are 18 ani, care la 18 ani și o lună și-a făcut compania lui. Tot cum se numește? Sau e tot legată de un film, de ceva? Nu. d -h -r -u -v. Nici nu se poate pronunța. Deci are un nume de companie de n-a auzit nimeni vreodată. Așa El ceva. El cu ce se ocupă? Și s-a gândit că el a găsit o oportunitate în piață. Deci zici că se repetă filmul, deci n-am ce să spun. Uh, pantofi sport, exclusiv Nike, din ăștia ediție limitată, o pereche pe care o cumpără din Hong Kong, o pereche pe care o cumpără la licitație de nu știu unde și o aduce în România. Și am zis, Doamne, cum ai putut să găsești așa ceva? Zice, Mama, vrei să-ți arăt un video? Uită-te ce se întâmplă la Molbăneasa când magazinul X, nici nu știu cum se nume, primește o pereche de pantofi din ăștia. Sau... O sută de copii erau la ușă, care alergau la deschidere, au dat buluc în magazin. Eu văd povestea asta tot pe net, mă uit la cei de la Capodopera, nu poți să știi unde erau, Capodopera, care la fel au toate brandurile <laughs> și când apare ceva la Capodopera, pf, pf, toată lumea Fraune. e acolo. Deci probabil că doar la pantofi ăștia se întâmplă așa. Da. E o nebunie, e un... au creat o isterie Nike cu aceste ediții limitate de pantofi. Și am zis, ok, dar nu e ceva de viitor. I am zis, sunt multe probleme la pantofi, ai de nevoie de să iei. lui la 18 ani. Și zice, mama, e afacerea mea. Nu știu cât timp o să dureze, dar e afacerea mea. Bine, dar stai să-ți spun ce a reușit să facă. După o săptămână, de când a importat pantofii, nu vreun mare import, adică vreo 12-13 perechi, că se găsesc foarte greu, a reușit să convingă un proprietar de club, să-i dea voie să-și facă un expozitor, un, un da, mă. stand fără chirie, la care să plătească doar comisiunea la vânzare. Zic, doamne, cum ai reușit așa ceva? Adică vin șmecherii la club și o să zică, ia uite, bă, i-a și aia. Perfect. Și-a făcut singur uh, raftul, că a ba. făcut design în tehnologii la școală și l-a confecționat singur. Vezi? Deci... Antreprenor. Da, antreprenor. E vorba aia ce noaște din... Uh... <laughs> pisică, așa. tot a și, și manâncă, nu? Îți place asta. Da. Pentru că îți dai seama că copilul vostru merge pe urmele voastre. L-am sunat odată, zic eu, ora 2 dimineața, zic, nu mai vii, mama, eu acum sunt implicat în afacerea mea, Doamne, zic. De ce, de ce, de ce oare l-am sunat? Că știam ce o să se întâmple, că așa făceam și eu la vârsta lui. Și zice, mama, hai, zi adevărul, nu făceai și tu la fel? Ba da, Adi, da, o să-ți treacă. Adică ai luat telefonul vezi. și ai zis, e al meu, mă. ce da. Mândră, așa, adică, nu? Asta e. Dar spunem asta că sunt aici, nu te las până. noi ai adus gențile, că de 5 ori Am făcut. Păi, a... nu ai adus gențile. Nu ți-am spus că între nu. 92 și 93 toată viața unui de deci antreprenor. Și țesături, și costume, și de toate, și genți. Și oh. n-am mers cu gențile. Nu, am făcut prima fabrică de genți ca să producem un genți la pantofii pe care îi importam din Italia. Am început să importăm niște pantofi, am făcut primul magazin de retail de pantofi. Da. Și gențile nu puteau fi importate, că erau enorm de scumpe și nu se potriveau pantofilor. În acel moment, ca, iarăși am descoperit o nișă. Iarăși nu e, o viziune. Iarăși, da, o nevoie că poate să existe. Genți existau peste tot, dar nu erau în set, cum ar veni. Asortate. Deci nu erau merge asortate, doamna la nuntă, nu merge pantoful cu geanta. Nu erau asortate pantofilor. Deci nu existau producători de genți și pantofi. Da. Împreună. Împreună. Existau ori de genți, ori de pantofi. Și atunci am zis, păi stai, producem noi gențile. Și am făcut prima fabrică de genți, cu patru oameni, cinci oameni la început. Am dezvoltat-o, am produs genți, importam pantofi, ta-ta-ta-ta, eram foarte bune, obiectivele noastre erau foarte înalte, Nu aveam niciun sistem de inventariere, din ăsta automatizat, totul era Excel, deci munceam de nesăreau ochii, și noi și echipa noastră, însă aveam o ordine perfectă. În meseria asta, în Retail-ul de pantofi trebuie să fii foarte atent la stocuri și să nu rămâi fără măsuri. Și Olimpica la matematică, care de fapt era foarte. Și Roberto, ordonată. la fel. Și el tot Olimpic la matematică. Da, și Roberto și Alin. Băine. Alin, da. trebuie să-mi spui de Alin. Alin. Roberto, știu, e soțul care a făcut prima firmă, dar Alina a apărut. Alina a apărut. E partenerul vostru. Acum 13 ani. E partenerul vostru. Este partenerul nostru, este fratele lui Roberto. Deci și tot în familie. Ne-am chinuit, ce să zic, 11 ani ne-am rugat de el să vină la muzet a lucrat la Procter Gamble pe toate pozițiile pământului, până la director pe Europa de, de, Est, nu știu ce, și a dat seama că acolo nu mai avea cum să crească, că ar fi trebuit să plece șeful lui elvețian și să ia el locul. Și atunci am reușit să-l convingem, să scape de confortul multinaționalei și să vină la deci, practic, firma asta acum este din doi frații, și o Și -o cumnată, și, și -o o soră. Că noi am, am și locuit împreună o perioadă, suntem fix ca frații, adică ne știm toate metehnele, ne, nimeni nu înțelege din afară cum noi putem să bine. ne. Da, să funcționăm bine, să ne înțelegem atât de bine, să ne certăm pe multe subiecte de astea legate de business. Dar să ajungem la un consens foarte repede, adică și fără să. Da, aici știi ce vreau să întreb. Firma asta, deci doi frați și tu, n-ai avut niciodată momentul ăla de uh, minoritate? Bă, ăștia doi, frați, uite, vezi, sunt împotriva mea. Sau el să zică, pe păi, da, mă tu, că ta aia îți bagă în cap. Nu, niciodată. Vreau să-ți spun că ne înțelegem foarte bine și suntem super pragmatici. Înțelegem că toți tragem la aceeași căruță. Nimeni, noi, chiar dacă unul derapează puțin, ceilalți doi îl trag după el. Băi, frate, stai că drumul e pe aici. Și sunteți toți egal ca acțiuni? Și suntem to nu suntem egal ca acțiuni, dar votăm în, doar în unanimitate, luăm hotărârile, așa că. Tu sper că ai mai multe, nu? Nu, am la fel ca Robert, 45-45 și Alin 10. Dar luăm hotărârile în unanimitate. Dacă Ce Alin frumos. are o idee. Să știi că mai mai și e mai și aici la podcast. Dacă Alin are o idee nu, și e o idee. O dezbate, bună. e bună, e implementată, adică nu, nu contează de unde vine ideea. Deci, practic, nu contează de unde vine ideea. Fii atent, eu mai subliniez lucruri uh -huh. care mi se pare interesante. Nu contează de unde vine ideea, contează să te gândești la necesitățile și la dorințele oamenilor peste câțiva ani, că s-ar putea să te ajute să ai o viziune și contează să ai energia asta și dorința să faci. Mie asta mi se pare foarte tare. Bă, să vrei să faci atunci când vrei să faci, să știi că nu te oprește nimic. Așa s-a întâmplat cu voi în perioada aia, când aduceați gen, făceați de toate, v-ați deschis magazinul vostru și erați foarte tare. Numai că pe piață erau Leonardo. Da. Deci aveam două magazine, aveam o organizare impecabilă. Dar era concurența. Și ne doream să-l batem pe Leonardo. Pentru că atunci cel mai mare brand era Leonardo. Leonardo, cred că avea 50 de magazine. Atunci, când noi aveam două magazine sau trei. Și voiam să ne luptăm cu el. El simțea cumva că suntem în spinarea lui, pentru că aveam magazine lângă cele mai bune magazine ale lui. Avea el 50, dar doar trei bune. Și voi aveați acolo, și, lângă el. Și noi eram chiar acolo. La un moment dat, Roberto se întâlnește la Gloria Jeans Cafe, care era la mall, era cea mai paimoasă cafenea din București. Și zice, se întâlnește cu el. Ce faci tinerețe, Leonardo? Și Roberto, ce bine, ce să fac, uite cu munca, cu business -ul. Și zice, cum îți merge? De ce te deranjezi? Zice Roberto. Și zice, păi, mă cam deranjezi, măi tinerețe. Păi dacă te deranjezi, Roberto îi spune, cumpără. Doamne, deci tot dealul ăsta s-a întâmplat de la un cuvânt. Roberto a spus, cumpără și Leonardo s-a gândit că vrea să cumpere. Și după două ore ne-am întâlnit cu el să-i vindem tot stocul de marfă. Să, să, închidem magazinele noastre, teoretic. Doar că noi îi vindeam doar marfa, el n-a vrut să ia magazinele. Rivalul vostru, la o cafea la mall, o discuție foarte tăioasă, așa, exact. nu? Exact. Tinerețe ce faci, te deranjezi, cumpără, el zice, ok, cumpăr, din dorința de a vă închide pe voi. Exact. Mai că el face o greșeală, vă cumpără doar marfa și nu vă cumpără brandul. El nu cumpără brandul, nu cumpără fabrica de genți și nu cumpără magazinele magazinele noastre erau foarte mici față de magazinele lui de sute de metri. Pentru că era vorba de ego, de orgoliu? Nu. Știi ce de lipsă de viziune? Știi despre ce era vorba? Despre niște contracte pe care noi le aveam în exclusivitate în România și pe care el nu le mai putea accesa. Deci noi îi făceam viața cea mai grea. Nu și de ce nu vrea să vă cumpere cu tot? Nu putea să ne cumpere cu tot. Nu vreați? Sau nici nu, nu, nu. Oricum nu am fi vândut cu tot, clar. Dar faptul că i-am vândut doar marfa, a fost pentru noi un nou început. Am putut să regândim totul. A fost o schimbare de paradigmă pentru noi să nu mai fim comercianți, să ne transformăm în producători. Și i-am vândut, el a luat acele contracte pentru că, având o rețea foarte mare, el voia să facă un exit și exitul l-ar fi făcut doar pe baza unor contracte. Și acum întrebarea mea e, în anii 90, când se întâmpla treaba asta, Muzet la început două magazine, Leonardo, colosul de atunci, un magazin în toată țara, peste 50 de magazine, nu? Da. Cum e acum în 2022? Unde e Muzet și unde e Leonardo? Leonardo a dat faliment, nu mai există. S-a împărțit cumva în mai multe firme, probabil mici, printre care știu că unul din proprietari are un alt brand, se numește Benvenuti. Mm -hmm. Dar ei uh, au... Și Muzet câte magazine? Și Muzet a avut ba 36, ba 30, ba 28, acum are 28 de magazine. Și te întreb cum s-a produs schimbarea asta, succesul, știi? Când colosul la mare vine și ce ok, vă cumpăr toată marfa. Și voi, ăia mici, ajungeți să-l depășiți pe omul ăla la care vă raportați. Da, el a venit și s-a hotărât, el a fost convins că trebuie să cumpere în momentul în care a intrat la noi în firmă și a văzut cum suntem organizați. Și și-a dat seama că suntem imbatabili. Aveam o organizare de... Băteam orice calculator, ne mișca mai repede decât softurile. Deci, practic, că îmi place așa să trag concluzii, organizarea e unul dintre lucrurile care contează într-un business. Organizarea e foarte importantă și organizarea o faci pentru obiectivul pe care ți-l dorești. Noi ne doream să-l batem pe Leonardo, adică să livrăm cât mai repede, să fim eficienți. Și eficiența asta o capeți doar dacă ai o anumită organizare. Nu aveam cea mai bună organizare la logistică, de exemplu, dar nu ne doream să avem toate contractele din lume cu toate fabricile însă aveam fabricile care contau, care pe Leonardo l-au făcut să cumpere. Adică voi aveți o viziune și vreți să spuneți peste un an ajungem aici, peste doi ani aici și peste trei ani o să-l batem pe Leonardo. Da, deci știam că asta, asta, era obiectivul nostru. Însă, după ce am vândut și am văzut cum e organizat Leonardo și cum era organizată firma, cât haos aveau, cu cât ești mai mare, ești mai haotic. Pentru că nu existau sistemele astea pe care astăzi le avem. Tehnologia, toți. Care te Tehnologia nu exista. Era pixul și foaia, fișa de inventar, adică aia era sfântă. Și vedeam câte retururi, câte defecte, cât, cât de puțin controla toată situația magazinelor, tot haosul de acolo și am zis, Doamne, deci noi chiar îl deranjeam pe Leonardo, adică am avut confirmarea, chiar dacă a cumpărat. Nu asta era pentru noi. Am vrut să vedem cum se întâmplă lucrurile în interior. Și unde eram noi față de obiectivul nostru. Da, asta cred că v-a dat și foarte multă putere și încredere în voi. Ne-a dat putere, ne-a dat încredere, am vândut, uh, am avut și bani și am putut să înțelegerea cu el a fost nu mai faceți, nu mai importați pantofi, puteți să faceți pantofi doar dacă vi produceți voi. Dar doar așa, în glumă. Deci ăsta a fost dilu cu el. Ok, eu v-am cumpărat tot cu ăsta de marfă, nu mai importați pantofi ca să mai faceți mie probleme, dacă produceți voi, bine, n-am nimic. Exact. Aici nu credea, nu credea vreodată că vom produce bine. Chiar dacă, din istoric, el văzuse că gențile de la noi pe care le exporta în Ungaria se vindeau toate într-o zi. Și spunea, băi, pe le duc în Ungaria, mă, că sunt genți de gospodare, astea nu sunt genți pentru, nu știu, pentru București. Adică viziunea lui despre produs nu era una corectă. Ungaria, pe vremea aia, era mult mai evoluată decât România. Și acolo vindeam, se vindea tot stocul de la noi, toată marfa noastră se vindea într-o zi. Însă, el credea că gențile sunt pentru gospodari și ce am, Doamne, deci nu pot să-l înțeleg pe omul ăsta. Pur și simplu, el era foarte implicat în alegerile pe care le, în Era bairul numărul unu al companiei. Nu avea pe nimeni din domeniu, nu avea niciun om care lucra în modă, nu se ocupa de trenduri, nu prea înțelegea care e moda deci și care -ai, e viitor. Atunci când ai impresia că le știi pe toate, poți să te duci în cap cu cea mai mare ușurință. Când vrei tu să le faci pe toate. Chiar dacă ai sute de milioane de euro, rulaj, poți să cazi de foarte sus. Doar asta se întâmplă. Și voi cum ați reușit să vă mobilizați și să mergeți înainte, să nu aveți probleme? V-ați făcut fabrica voastră, nu? Ne-am făcut Ai zis, ad... ok, nu avem voie să uh, mai vindem pantofi din import. Perfect, ne facem fabrică. Corect. Având experiență cu, în fabrica de genți, știam, deja aveam o oarecare experiență de producție. Uh, Ne-am sunat furnizorii și am spus, hai să începem. Care e, producătorul numărul unu de calapoade din lume? cum se face o fabrică de pantofi, care sunt utilajele, unde găsim tehnicieni, unde găsim muncitori, ce înseamnă tradiție în România, care sunt fabricile care produc pantofi în România. Și am pus așa totul cap la cap, ne-am dus în Italia și italienii făceau. Cum? Nu mai există așa ceva. Cine mai produce pantofi în Europa? Toată producția se mută în China. Zic, domnule, ok, toată producția se mută în China, dar noi vrem să facem în România. care e problema ta? Și ok, ce vreți să faceți în România? Păi noi vrem să facem și pantofi de femei și de bărbați. Așa ceva n-am mai auzit niciodată, făcea italian. Care era șeful de export al celui mai mare producător de calapoade din lume. Cunoștea toate și, firmele de pantofi. Și practic atunci ați făcut... Uh... Și... Cred că l-am impresionat cu ambiția noastră, tinerețea, toată voința asta, dorința, vedea prin ochii noștri, ne sclipeau ochii că asta vrem să facem, eram convinși că doar asta vrem să facem și foloseam această uh, persuasivitate, adică o foloseam în discuțiile cu ei. Și la un moment dat zice, bine, ok vă spun, vă învăț. Calapoade luați de la mine cele mai bune calapoade. Și care sunt cele mai bune calapoade? Deci nu știam nimic. Și ne duce într-o într cameră secretă, unde începe să ne deschidă niște dulapuri și spune Gian Marco Lorenzi, Sergio Rossi, Cristian Dior, Prada, mamă, deci zic, nu pot să cred așa ceva, toate firmele astea sunt aici, deci nu, nu venea să cred, deodată ni s-a făcut lumină. Și am zis, doamne, deci fiecare firmă e într-un dulap din ăsta. Și ne gândeam, oare când ajungem noi într-un dulap din ăsta? Și cât a trecut? Vreau să spun că am avut din prima, ne-am dat seama că dacă el ne-a arătat nouă, poate să arate la toată lumea. Și am știut cum trebuie să fie contractele făcute cu, pentru drepturile de autor furt industrial și așa mai departe. Și am ajuns, în, în, patru ani am ajuns în dulap. Să avem și noi dulapul nostru acolo. Dar vezi, tu vreau dulap... să-ți dai seama, vorbești de lucrurile astea cu atâta eleganță și atâta ușurință, când spui, de fapt, știi, omul a despis dulapul, aici Prada, aici... Dior, aici Sergio Rossi sau cum erau toate brandurile astea și tu spui, stai un pic, dacă ni le arăta nou, clar le poate arăta și la altul. Adică n-ai fost impresionată că stă pe spate. Ce se crede, ne-a arătat doar noi, știm, știi? Nu ne-a dat niciun calapod de acolo, dar ni le-a arătat. Pentru mine, care lucram în modă, care eram as în modă, era suficient să mi le arăți. Mie, dacă mi-ai deschis ușa, eu știam ce, ce trebuie să văd acolo. Dar tu când spui că era as în modă, cum era as în modă? De la 8 ani mergeam cu maică mea la toate târgurile de modă, apoi la târgurile de țesături. Mergeam la cele mai mari târguri de modă din lume, lucram cu cei mai mari creatori de modă din lume, la materii prime. Materiile prime se produc cu trei ani în avans, minim cu doi. Moda, sesături, ha, pantofi, haine, show-uri de modă se întâmplă cu un an înainte. Eu, făcând materii prime, aveam doi ani înainte. Adică acum, tu, practic, știi uh, cam ce materiale se folosesc peste un an, peste doi ani? Eu știam, funcție de material, ce o să producă casa de modă ca și confecție. Pentru că eu aveam deja informația înaintea lor. Eu eram furnizorul lor de idei. Uh -huh. Eu vindeam ideile, eram la prima mână. Deci informația contează. Informația contează, viteza contează. Mergeam la toate târgurile din lume. Deci nu cred că nu stăteam mai mult de două săptămâni pe loc, fără să plecăm undeva non-stop, Italia, Franța, Japonia, Dubai, ok, pentru toată Asia. Mergeam în Dubai că acolo vedeai 10 țări în același timp, era foarte eficient. Dar Franța, dar Italia, dar în toate fabricile am intrat, în toate laboratoarele, cu toți creatorii care nu puteau să vândă țesăturile. Spuneau să copiii mei, nu pot să vând țesăturile astea. Zic, dom'le, dar nu faci mâine altele. Ce asta sunt copiii? să înfiez. Sunt și ai mei, uh, facem un felul următor Știu că vreau o cafea, uite a trecut o oră din podcast Și nu mi-am dat seama, uh, îi avem pe cei de la Delonghi, prietenii noștri, care Ne ajută să avem cafea la podcast Cu espresorul numărul 1 În lume, mai ales că putem să comandăm Fix din telefon și asta mi se pare tare, știi? Ce? E aplicație, comand din telefon Așa auzi. face cafea. Încă n-a inventat cineva brațul care să se ducă să o ia, să-ți o aducă, dar acasă, dacă l-ai sau unde folosești, îți faci cafea din telefon și dimineața o găsești gata făcută. Ce tare, frate! Deci adicția de telefon rezolvă orice problemă. Da, Acum vezi? nu mai e doar adicție și necesitate. Deci vezi ăștia de la DeLonghi, de fapt au avut o viziune și au zis, bă, lumea, oricum stă toată ziua pe telefon, de ce să nu ne punem cafeaua, aplicația pe telefon? Să-i ținem acolo, să fie acolo cu noi, să nu mai fie doar aiurea, nu știu unde, să facă și ceva eficienți. Da, și îți dai seama că acum practic ai aplicația pe telefon, faci cafea de aici. Practic știi ce expresor folosești, nu-ți mai vine să-l schimbi așa ușor, nu ciucă. Corect. Nici noi nu l-am schimbat de când am început podcasturile. Da, e foarte bun. De ce să-l schimbăm? Ai dreptate. De fapt, mai to avem unul aici. Știi? Mai avem tot de la Delonghi, <laughs> ca să fie foarte clar. Înțeles. Uite, cafeaua vine imediat pentru Cristina Bătlan, femeia care ne va ajuta să înțelegem mai multe din spatele afacerilor. Alin, te văd cu cocktailul ăla. Să știi că eu beau, că mie îmi place să stau așa și să ascult poveștile astea care mi se par sensaționale. Și știi ce vreau să te întreb, Cristina? ce are lobuten și nu aveți voi? Mm. Am venit întrebarea asta de, știi, mi se pare că uh, te, te, nu te deranjează când ai lobuten acasă? Nu. Nu? Nu se poate merge cu ei. Nu pot să cred. Asta e diferența. Deci eu când mi-am propus a... să fac pantofi, mi-am propus să fac, să schimb să schimb conceptul de pantofi, și în perce Pentru că femeile Cumpărau un produs Care nu se simțeau confortabil Deci eu am vrut să schimb conceptul Să fac un produs mai bun decât ceea ce exista Pe piață, de-aia am început să facem pantofi Da, da, toată lumea asta vorbește De Lobuten și vreau să te întreb ce are Lobuten Ce are el și n-am eu Păi Lobuten are doar talpă roșie Între timp a pierdut și procesul asupra Proprietății intelectuale Pentru talpa roșie Deci nu mai are nici măcar proprietate intelectuală Pe culoarea roșu la talpă pentru deci, că acum cu roșu poate să facă. Oricine. Și oricine. tu. Și eu. Dar nu, nu vrei să te asociezi cu lobuten. Pentru că lobuten însă este un pantof făcut de bărbați. Eu când am început să fac pantofi, mi-am dat seama că pantofii sunt făcuți de bărbați și purtați de femei. Și am zis, oare cum înțeleg ei, frate? Cum ne simțim noi pe tocurile astea de 10 cm? Păi stai un pic că nu înțeleg. Adică tu vrei să zici că îmi distrugi acum, cum să zic, mitul despre lobuten și dau seama că investiția în lobuten n-a fost cea mai bună. Nu. Deci sunt incomozi, Cristian Lobuten. Sunt înguști. înguști. Deci, deci guști. nu sunt conform cu un picior normal. Deci în, un designer de renume, cum e Lobuten spune că el știe cum trebuie să încalțe pantoful. Mai presus de piciorul omului. Deci nu contează pentru el. E deci, francez, e, e, e suma deci, tuturor că... aroganțelor, să spun. Da. Nu încalță. Și că să tragem în, în franceză să ajungă și la lobuten. Da. Nu încalță. Eu am avut un designer, am lucrat cu Jean-Paul Bariol, prieten foarte bun cu lobuten. Și Jean-Paul Bariol era la fel. Probam pantofii și spuneam sunt 37 și jumătate. Și el spunea, nu, sunt 37. Dom'le, nu înțelegi că scapă din picioare, că sunt mai mari. Nu. În conceptul meu și eu sunt designerul, piciorul 37 arată așa. Dom'le, înțelegi că aici e vorba de fizică. E, Mai băgăm puțin nu e metafizică. La... Trebuie să poți să mergi cu ei, simplu. Ce crezi? A trebuit să comandăm la acel model ca să scăpăm de nebun și 37 și 37 și jumătate ca să avem sigur pentru și că știa la 37 știi? e pentru ea care au 36 și jumate. Exact. Și, și am înnebunit. Toți clienții erau disperați, nu mai știau ce pantofi de să probeze. Să trecem peste momentul ăsta. Este ceva șoc, adică Cristiano, 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 Cristian Lobuten și apărut le vindea cu 1000 de euro pantofii, Christ, 2000 de euro. Cristian Lobuten a apărut când a, după, a existat pentru femei după filmul Sex and the City. Mm -hmm. În mintea lor asta însemna, în mintea femeilor, Lobuten este, Lobuten, Manolo Blanix sunt icon în mod, în, în mod de Jimmy deci, Deci, practic, Și sunt trei. Uh, marketingul. Marketing Nici Jimmy ăsta nu e ce trebuie? Jimmy Choo încalță mai bine. Jimmy Ciucă. <laughs> la... <laughs> încalță mai bine, uh, Manolo un în încalță, încalță bine, sunt niște pantofi extrem de ascuțiți. Deci, intră întâi vârful de la pantofi și apoi te vezi tu. Adică, Valentino? Valentino, sunt, generația nouă de, de designer de pantofi. Valentino, Sergio Rossi și toate casele astea fac producția în Italia și sunt preocupați de tradiția italiană. Deci, fac pantofi corecți. Și Gucci? Gucci face pantofi la fel. Acum, mai zi, acum nu mai zi, putem. Zi, numai, Ce? Alexander McQueen, în general fac astăzi, vorbim despre pantofi făcuți bine, pentru că tehnologia a avansat enorm. Astăzi poți să modifici un file de, de calapod în 3 secunde. Îl modifici uh, prin internet. Nu mai e nevoie să te duci Și acolo. pentru tine, fondatoarea Muzet, care ai vândut până acum câte sute de mii de perechi? 2 milioane jumate, 3 milioane de perechi. De perechi vândute? Da. Care e brandul <laughs> care îți, îți place așa? Um brandul pe care eu, noi îl admiram și obiectivul nostru de calitate era, acesta era, este brandul Sergio Rossi. Brand tradiționalist făcut de Asta nu sunt masculin, cara. Sergio Rossi, nu e mai mult Sergi de bărbați? Sergio Rossi este cel mai bun brand de pantofi, constructor de pantofi de femei, cel ma cea mai bună calitate. Tehnicienii de la Sergio Rossi s-au dus în timp, au migrat la Prada, la Gucci, în alte părți, adică au format tehnicieni în, da. pe parcursul, în timpul anilor. Și astăzi, brandul Sergio Rossi a fost cumpărat de grupul care deține și brandul Gucci. Deci nu mai există. El acum este integrat în grupul Gucci. Deci, cum s-a întâmplat la noi cu Leonardo, Leonardo a greșit un pic strategia, dar tot cam așa ceva se întâmplă în lumea modei. Nu îl a... cumpără pe celălalt. Voi ați avut propuneri să fiți cumpărați? Am avut propuneri să fim cumpărați de multe ori de la fonduri de investiții, însă nu cumpărați pur și simplu și să facem exit, să fim cumpărați și să lucrăm, să producem aceeași valoare. Și? Și n-am acceptat pentru că propunerea a venit mult prea devreme. Pentru noi, oricum, nu ne vedem făcând altceva. Mm. Nu se inventase Imperiul Leilor pe atunci, deci nu aveam opțiuni, așa că n-am vândut. Îți pare rău? Nu-mi pare rău. Că mă gândesc câteodată că poate, uh, când se întâmplă lucrurile astea, poate ai mai mult timp pentru tine. am învățat să am timp pentru mine <coughs> și dacă nu lucrezi, și dacă lucrezi, dacă nu știi să ai timp pentru tine, tot n ai timp. Ideea e că poți să ai timp pentru tine și în moment și când lucrezi. Dacă înveți cum să faci asta. Și am învățat să fac asta. Altfel, toți, asta? toți avem busy mind, busy mind, capul nostru se gândește la complet alte lucruri, tot timpul la ceva și tot timpul aștepți ceva ce, ce nu ai în acel moment. Adică îți creează cumva o, o stare de nefericire. Dacă tot timpul aștepți altceva, altceva, altceva. Eu am învățat să fiu fericită în fiecare secundă. Adică orice mi s-ar întâmpla acum, momentul în care realizez că mi s-a întâmplat, e momentul viitor. Adică e, e ceva din trecut, că mi s-a întâmplat, a fost deja. Dacă tu nu te atașezi de acea problemă, de acea durere, de orice ar fi ea, nu ai cum să o mai simți. Adică, dacă ești logic și înțelegi, nu treci peste moment foarte ușor. Și, de fapt, totdeauna avem această alegere. Putem să facem această alegere. Să vedem ce în pahar. Partea plină sau partea goală. Opțiunea asta există totdeauna. Totdeauna. În fie, la fiecare alegere pe care o facem. Mie mi se pare că um, genul ăsta de mesaj uh, e ușor de transmis și greu de pus în practică foarte greu de pus în practică, nici eu nu îl înțelegeam, până când nu am fost la Vipassana să învăț să meditez și să înțeleg momentul prezent. Să înțelegi câte gânduri ai, că ai zeci, nouăzeci, o de mii de gânduri într-o zi și că și reușești după ce meditezi în centru și te, gând, te gândești doar la tine, să îți calmezi mintea, gândurile să gândurile să-ți fie reduse la 3.000, 5.000 de gânduri, asta înseamnă foarte puține, și ajungi ca două ore să ai trei gânduri în două ore, să n-ai niciun gând. Asta e amazing, cum reuș să reușești să faci asta. În momentul în care nu mai ai gânduri, îți simți corpul, tu simți tot ceea ce e în corpul tău, asta înveți acolo. Să-ți simți corpul, pur și simplu, să simți că respiri, pe unde intră aerul, pe unde circulă în corp. Să conștientizezi lucruri pe care le treci foarte ușor cu vederea. Da, unde ai făcut asta? În India, la Vipassana, este, cel, este o tehnică inven... prelu... predată de un nepalez, de Goenka, indienilor. El a făcut primele centre, mergi gratuit acolo, donezi după ce termin programul. Sunt foarte multe centre, sute de mii de oameni merg să mediteze. Mm. În India pozițiile de top management, pentru pozițiile de top management e obligatoriu să faci o dată pe an. Și spunem ce, ce ai învățat tu de la povestea asta? Cum îți pleacă, lași gândurile așa să se ducă sau cum dispar ele și să ai doar două, trei gânduri? În momentul, acolo, în momentul care intri, nu ai voie să comunici în, sub, în niciun fel. E se numește silent meditation. Tu te duci 11 zile, nu comunici cu nimeni, nici măcar prin priviri nu ai voie să faci niciun fel de practică, să te rogi, să dansezi, să orice fel de practică ai avea, nu ai voie să o faci, trebuie să o oprești în acea perioadă. Nu citești, nu scrii, deci nu ai nimic, niciun instrument, doar meditezi. Și meditezi este o meditație ghidată, tuturor li se întâmplă la fel. Gândește-te că sunt sute de mii de oameni care fac asta și Goenca știa în fiecare seară, spiciul de seară, era pentru fiecare dintre noi. Era ca și cum fusese în capul meu. Îmi spunea tot ce am simțit pe parcursul acelei zile. Și ce îmi spune, de fapt, că tuturor linii se întâmplă la fel. Că și toți suntem la fel. Și pentru cei care, de exemplu, urmăresc podcastul și n-au uh, șansa să ajungă în India sau uh, nu ajungă acolo, cum poți să facă? Cum poți să faci tu, acum, dacă tu ai fi un mentor pentru cei care ne urmăresc? Eu, în momentul în care am ieșit, am terminat... Uh, Ritritul ăsta Med sau ciclul de meditații, programul, mi-am dat seama că e benefic oricărui om din pe planet. că orice, orice om are nevoie de așa ceva. Și am zis ok, mă întorc în România, primul lucru pe care îl fac e să să înființez acest centru și în România. Am venit în România și există acest centru, deci există în toată lumea. Nu sunt, în România este unul singur la Cluj. Programele nu sunt foarte multe pentru că, probabil, oamenii nu aplică. Dar n-ai nevoie să te deplasezi nicăieri, poți să faci chiar în România. Și este, mi se pare, cea mai reală formă de meditație, care, într-adevăr, te ajută în momentul în care tu nu mai ai gânduri din afara ta, nu te mai gândești ce fax trebuia să dau, n-am primit mail-ul de la nu știu cine, în momentul în care trebuie să stai cu tine, încep să-ți apară gândurile. Dar de ce să stau cu mine? Că mai bine era să plec nu știu unde. Dar asta e o prostie. Ce, ce prostie asta? Centru ăsta? Ce să-mi spele creierul? Adică ai toate gândurile posibile. Care interesul? De ce să ajung eu aici? Dar de ce să fiu mai, mai cumos decât alții? Și tot felul de gânduri, în toate formele lui. Am rezistat, eu știam că nu o să, că -o să am problema asta. Mi s-a părut, după cele 11 zile, mi-a părut rău că am început să vorbesc. Mi s-a părut că atunci când tăceam, aveam așa, de mult, de, așa mult timp cu mine. În cele 11 zile am identificat foarte multe lucruri pe care le proiectam. Erau traume din copilărie, din experiență, pe care le proiectam în frica de pisici, frica de înălțime, de frica, insecuritatea, de a faci bani, de a face afaceri pentru că ai o insecuritate permanentă și, și am identificat care sunt sursele acestor, acestor traume, care, de unde vin. Și a fost foarte bine că am reușit să le, să le tratez. După ce am ieșit din centru, puteam să pun mâna pe pisici. De sora mea, mama, nimeni nu credea că eu o să pun mâna pe pisică vreodată. Adică foarte multe lucruri vin din copilărie. Da. Tu proiectezi de fapt, tu proiectezi frica de pisică, este o altă frică pe care tu o proiectezi pe pisică. Frica de înălțime, să sari în gol, ai foarte, foarte multe lucruri pe care pur și simplu le ascunzi undeva și le proiectezi în altceva. Și ți-a dus un, un plus toată povestea asta? M-am schimbat complet ca om, am înțeles că oamenii au valoare, că nu e vorba numai despre bani, cumva pornind atât de, de la zero, foloseam foarte mult oamenii până să mă întorc din Vipassana. Adică îi consideram consideram că dacă îi plătesc, ei sunt obligați să lucreze pentru mine, pentru că ei lucrează pentru bani, de fapt. Și nu era așa. Și acum tratez totul complet diferit. Adică mi se pare că oamenii pe, care îi avem sunt oamenii pe care îi merităm. Că noi suntem, noi îi alegem și ei fac parte din viața noastră. Și tu faci parte din viața lor. Și mi-am dat seama că oamenii nu lucrează pentru bani. Asta am înțeles atunci. Că oamenii lucrează pentru apreciere, pentru succes, pentru suport, pentru faptul că ești un model pentru ei. Și asta m-a făcut să devin model pentru ei prin tot ceea ce fac. Eu nu pot să le înșel la așteptările. Chiar deci, dar... dacă câteodată mi-e greu sau am obosit, dar nu pot. Știu că ei așteaptă de la mine asta. Și atunci când simți că te urmăresc, adică tu ai rolul ăsta de lider, îl iei în serios, chiar simți că oamenii au nevoie de tine, adică succesul și hrana ta vine chiar de la ei. Tocmai de asta, uite, pentru că podcastul ăsta este în apropierea seminarului pe care îl pregătești. Spune-mi puțin despre seminarul ăsta, care are loc acum la sfârșitul lui aprilie. Are uh, maratonul despre dezvoltarea femeilor, are, are loc în 28 aprilie. Proiectul se numește Chapters și înseamnă capitole din viața noastră. Eu, după apariția la Imperiul Leilor, am început să primesc foarte multe mesaje la care răspundeam despre cum să investesc, că am problema asta, cine mă poate ajuta, cum să fac aici. Și am zis, ok, răspundeam, 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 până când am ajuns să primesc foarte multe mesaje și am zis, stai puțin, dar dacă unii îndrăznesc să scrie, doar unii îndrăznesc. Sigur, nu, nu îndrăznesc toți. Înseamnă că e o nevoie mult mai mare. Și am pus am pus toate lucrurile cap la cap, astfel încât să pot să creez acest proiect și este un proiect din care eu nu vreau să câștig. Adică, nu-l nu fac pentru bani și oamenii simt asta ori de câte ori lucrează cu mine. Că nu, implicarea mea e mai presus de bani și e pentru ei. Mi se pare că am obligația asta de a da înapoi oamenilor tot ceea ce cumva am căpătat prin muncă, dar am căpătat ușor, adică eu spun că am fost norocoasă, ori de câte ori mi se întâmplă lucruri, spun că am fost norocoasă. Poate că nu-i noroc, poate că e deschiderea asta și curiozitatea de a prelua. Poate, destin. poate că e doar ajutorul de la ceilalți. Că mi se pare atunci când ai noroc, ia gândește-te cum ai avut noroc. Am avut noroc că m-a ajutat X. Da, aici e o poveste și o teorie care se poate ramifica <laughs> exact. în foarte multe direcții, pentru că tot indienii au un proverb în care spun în felul următor, că și destinul ăsta începe de când vrei tu. Așa că sunt foarte multe lucruri în care te poți duce și foarte multe direcții, dar aș vrea toți cei care se uită la noi să înțeleagă că acum pe 28 aprilie poate să vadă podcastul după aprilie și atunci o să-ți dea seama că au pierdut. Deci pentru unii e pentru 28 aprilie, iar pentru unii e... Ah, am ratat, uite, dacă vedeam podcastul ăsta, puteam să aflu și eu de evenimentul ăsta din 28 aprilie care a trecut. În, în acest concept am invitat specialiști care povestesc din viața lor de specialist, din viața lor personală și am ajuns la să descoper foarte multe lucruri cu care antreprenorii, oamenii startup, antreprenorii în startup-uri se lovesc și au putut să, să dezvăluie aceste trăiri celorlalți. Și am făcut niște interviuri cu ei, apoi vin în live, în maraton și vor fi la dispoziția publicului. Deci pe 28 aprilie unde se întâmplă? Pe 28 aprilie o să fim la Sheraton și nu cap în sală mai mult de 350 de persoane. Adică eu mă aștept că... Nu, nu încap în sală mai mult de 350 de femei. De 350 de femei. de femei. În, în general întrebările au venit de la femei. inițial am crezut că audiența mea e formată din bărbați pentru că bărbații sunt foarte prezenți. Inimioare, foarte bine, cetare tare leoaico, cât, mamă, zic, ce... și eu am crezut că audiența mea e formată din bărbați. Zic, Doamne, trebuie să mă reprofilez, ce tocuri, ce pantofi cu toc. Când îmi iau insight-ul și mă uit când comunitatea mea yeah. a ajuns să reprezinte ceva, mi-am dat seama că am 75% femei, doar că femeile nu scriu. Deci, bărbații trimiteau inimioare pur și simplu, dar ca să fie băgați în seamă. Da, adică sunt nu știu, sunt diferiți, complet. Deci pe 28 aprilie la Sheraton se întâmplă evenimentul ăsta unde femeile sunt poftite să stea în, în sala respectivă în acest maraton unde o să aibă tot felul de mesaje pe care o să le primească. Dar Vor... unde, unde pot să găsească informațiile? Ne lași un link să-l punem și noi în descriere? Da, uh, chapters.ro este site-ul, pe platforma pe care vom urca toate aceste interviuri. Aceste interviuri și... Uh, o să fie contra unui cost de abonament. O să da? fie contra unui cost modic, simbolic de 150 de lei, doar ca să nu fie gratis, pentru că costurile de realizare sunt enorme pentru tot acest proiect, vor, vor avea acces la toate interviurile și la toate materialele începând cu 28 aprilie. Am înțeles. Deci, practic, stai un pic, e pentru femeile din sala de acolo, dar poți să intre și bărbații apoi, nu? Pot intra și bărbați și după ce am invitat foarte multe femei, ne-am dat seama că și experiența bărbaților în domeniul pe care l-am ales pentru prima ediție, adică modă, frumusețe și artă, e foarte importantă și femeile au nevoie să învețe și din experiența bărbaților, pentru că nu există o femeie care e 100% femeie, nu există un bărbat care e 100% bărbat. În fiecare dintre noi există un echilibru. Fiecare latur. Exact. Fiecare dintre noi avem și latură feminină și masculină. Atunci e nevoie să învățăm din ambele experiențe. Ai o căznicie de foarte mult timp. Ați avut probleme în căsnicie vreodată? Am, o, am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, însă ne-am despărțit de șase ani. Despărțit? Da, am divorțat acum patru ani. Se știa asta? <laughs> Da, Sau nu, nici știu, nu era dacă așa important, nu? Nu este așa de adică important. Adică, ești femeie singură, acum? Eu sunt femeie singură. De asta da. trimiteau bărbații în are reală. Bun. Păi și de ce v-ați despărțit? Ne-am despărțit pentru. Oamenii că... care au plecat împreună din liceu pentru că aveau același vis să îmbătrânească împreună, la un moment dat? La un moment dat, viața, dezvoltarea oamenilor se modifică, să spun. Odată pentru că poți să faci niște alegeri greșite sau corecte, sau faci niște alegeri, sau că te modifică ești mai ușor coruptibil, adică societatea te transformă mai mult. Și mi s-a părut că Roberto la un moment dat viața noastră de business era una e una foarte importantă pentru noi, suntem o echipă imbatabilă. însă viața de familie nu era la același nivel, adică E foarte greu să stai 26 de ani cu un om în fiecare zi, la birou, acasă, să ai toate problemele aceleași, le-ai și acasă și la birou, adică cumva deveniserăm, exact cum spune Roberto, puneam mâna pe umărul tău, era ca și cum pun mâna pe umărul meu. Nu mai simțeam nicio diferență. Atât de, atât de mare era comuniunea între noi. Și am vrut să facem o schimbare. Noi suntem în continuare cei mai buni prieteni, adică nu există Prietenie sau dragoste mai mare decât aceea de a lăsa omul de lângă tine liber. Nu de a-l folosi. Să mi se pare din cărți. Eu sunt perfect de acord cu tine, dar niciodată n-am înțeles oamenii care merg de mână, se duc la notar să divorțeze de mână și apoi ies împreună de mână și spun, noi continuăm împreună. Adică, nu te deranjează că s-a rupt ceva, nu mai e iubire, înseamnă că dispăruse iubirea undeva. Da, mi se pare că iubirea este mai mare atunci pentru că este evident că eu nu îl folosesc pe Roberto și el nu mă folosește pe mine. Noi asta Noi e suntem... psihologie. Am redat libertatea pentru că eu îl iubesc și e normal ca el să fie fericit. Pe bune! Vreau să spun că... Pe bune! Că nu vrei să... Ce că Vrei să fie fericită fosta ta iubită? Nu, deci... Pe bune! Vreau să zic? nu, nu dacă... Că vreau să mă duc și eu la retreat ăla în India. Dar dacă, Christine. ai fi, dacă ai fi stat cu cineva 26 de ani și l-ai fi cunoscut ca pe buzunarul tău. Deci nu există ceva care eu să nu cunosc la Roberto și el să nu cunoască la mine. Ok. Deci, după 26 de ani, un om poate vrea să descopere altceva. Vrei și tu să zici, să... -ți... Cum să nu este telas pentru că înseamnă că nu mai există iubire, nu mai există dragoste. În, da, exact, în momentul ăla n-am înțeles. -a în, pe a, în acel moment n-am înțeles, am simțit că e cea mai mare trădare care mi se poate întâmpla, ca așa ceva, că eu n-am trădat niciodată, adică nici nu am mințit vreodată. Dar fi sincer cu mine, așa găsit una mai tinerică, și una care pur și simplu nu făcea altceva decât să-i dea inimioare pe Instagram. Nici n-avea Instagram și nu cred că are nici acum, dar ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră care nu este mai tânără, este tot de vârsta noastră. Divorțul ni l-a semnat... să fac o glumă. n a, n -a ieșit? S-a <laughs> încercat o glumă la masa 3. N-a mers. Divorțul, vreau să spun că ni l-a semnat o colegă de facultate de a noastră. Care, care, a știa... care ne Care a continuat dreptul. Exact, care a continuat dreptul și Ruxandra și zice, bă, deci eu nu pot să cred așa. Eu nu pot să cred... Că voi vreți să divorțați. Ok, am semnat odată, nu ne-am dus. Deci, n-am divorțat. Ne-am mai dus odată, iar am semnat, iar n-am -am divorțat. Deci, a durat vreo doi ani și jumătate până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală și eu i-am spus, bă, nu e normal. Căsătălit? Da? Și eu am fost și la nuntă. Nu De cred. Da. Ai dat și dar? Am... Nu contează. că e ca și cum dai tot aia. Adică, noi suntem. Partenerii în aceeași firmă. Singura noastră sursă de venit. Da. Deci nici nu contează. Dar mi s-a părut foarte corect să aibă această abordare pentru că asta e normalitatea. De unde a cunoscut-o? Au fost e... colegi de școală. Non-stop împreună. Păi, mm. Au fost colegi, că și voi ați făcut aceeași școală. N-am făcut aceeași școală. Eu am făcut... Uh, sava, el a făcut liceul german. Uh -huh. Și au fost cumva colegi. Deci s-au întâlnit, s-au reîntâlnit. Păi și cum? S-a prins dragostea asta când el, de fapt, avea pe cineva acasă. Păi, azi. se prinde dragostea, ce vrei? Depinde cât de mult l deschisă ușa curiozității. Știi cum e? Exact ca o curiozitate ca în business. La fel s-a întâmplat. Și doar trebuie să încerci. După ce încerci, începe să-ți placă să te oprești sau nu. Și acolo e și bariera. Și l-a venit și ți-a spus? Sau tu ai aflat? Nu, bineînțeles că nu mi-a spus. Eu nici nu am aflat. Deci eram, eram cea mai cred că ultima persoană care m-aș fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșeală. Deci nu aș fi crezut. Și ce e asta? Un ego foarte mare al meu. Și? Și am aflat după 5 ani sau patru ani. Și tu... erau de patru ani împreună? Așa, când și când. Și tu o cunoșteai? Nu. N-am cunoscut-o și nu știam nimic despre absolut. Ideea e că ori de câte Roberto spunea o minciună sau o sau îi se părea că pot să mă prind la un moment dat, venea cu o minciună de asta imbatabilă și eu, eu nu, accept, nu, nu puteam să concep că el mă minte, adică faptul că putea să spună cea mai proastă minciună, eu tot o credeam. Și când ți-a zis, gata, când, când. El a zis, nu? Cine, când cineva mi-a deschis ochii și mi-a zis, uite ce se întâmplă, tu nu verifici, nu vezi, nu. nu. Tu nu vezi că perechile alea de la Muzeu nici n-au apărut în magazin și le poartă? <laughs> da, nu contează, dar ideea e că atunci am zis, băi, nu se poate, deci eu nu pot să am o viață dublă, pentru că nu e asta felul meu. Dacă tu hotărăști să faci asta și asta e alegerea ta, e foarte bine. Și asta a așa așa și-a vorbit? Da, îți dai seama, am țipat, nu am vorbit. Cum să vorbești? Asta nu e o chestie pe care o vorbești, e o chestie pe care o țipe, adică e ceva... Bă, deci și milionarii vărea... au, mă, probleme. Și ei <laughs> fac la fel, mă, ca orice om. Îți, îți venea să nebunești, dar până la urmă, asta era realitatea. În momentul ăla mi-am dat seama că tot ceea ce proiectasem eu cu vârf în sus, e cu vârful în jos. Atunci mi-am dat seama că nu știu nimic, că sunt praf, că sunt zero. După povestea asta, te-ai dus exact, în India? Exact, atunci, exact. După povestea asta, m-am dus în India să înțeleg cine sunt. De ce am ajuns în această situație? Cum e posibil să nu-mi dau seama? Adică, mi-am pus un milion de întrebări. Și am zis, într-o relație, nu e unul de vină. Sunt amândoi de vină. Ok, asta Cu... e din cărți și din. Nu, uh, da, psihoterapie. de ce, de ce Dar era am... mai de vină Roberto că și-a găsit pe cineva sau eu că nu-l vedeam pe el? nu e la fel? Tu când nu vezi pe cineva, și nu e ca și te cum ți-ai găsit deja pe cineva. Lasă-mă un pic să-mi continui telenovela. Deci, tu ai aflat că, Roberto, perfect, se întâmplă ceva, ați avut discuția asta în și... În momentul în care am, am aflat, ne-am și despărțit. În secunda aia. Nu a existat secunda 2, 3, 5, 8. Nu puteai să-l Sau el nu vrea să fie iertat? Nu, el nu m-am oricum... gândit. Adică, nu. Eu nu pot să accept minciuna. Adică, pentru mine asta era schimbarea schimbărilor. Nu puteam să accept așa ceva. Mental. Nu eram pregătită pentru asta. Și n-am putut. Și cum ai trecut peste? Că nu e ușor acum, vorbind serios. Uh... Eu am trecut peste, că am reușit, am lucrat foarte mult, mi-a luat câțiva ani, nu pot să spun că nu aveam zile în care stăteam și mă gândeam, Doamne, dar de ce, adică de ce să mi se întâmple mie? După care mi-am dat seama, și este vorba de ego, tu de fapt doar te lamentezi că ți s-a întâmplat ție, nu? Se întâmplă milioanelor de oameni. Oamenii se, da, da, când ți sunt ți împreună și se despart, adică care e problema? De ce, să, de ce nu ai fost atent la ce ți se întâmplă ție? De ce nu ai protejat relația? De ce nu ai construit relația? Pentru că Businessul era deasupra relației. Asta, de fapt, vreau să ajung și la, la povestea asta. Practic, munca și afacerea ți-a distrus familia. Dacă da, normal, într -un omul fel, cu care ai pornit la drum. Exact. Faptul că lucrezi, ești competitiv, super competitiv, ai obiective, ești foarte bun în negociere, ești foarte bun peste tot, cumva păstrez din răutatea asta și acasă. Noi ajunseserăm de multe ori să concurăm între noi, de plictiseală. Deci ceea ce făceam foarte bine în business și fiecare eram bun la ceva, și, dar geniale, adică suntem excelenți, făceam și între noi concursul ăsta, adică intrasem cumva în rutina asta, era, business era viața noastră, nu, nu identificam o altă viață. Și în momentul în care am rupt această relație, ne-am dat seama că există viață dincolo de business. Și pentru mine, și pentru Robert. Și suntem cei mai buni prieteni, prieteni și avem cel mai bun business împreună. Și când îl vezi așa la birou, la... când aveți întâlnirile voastre, da, nu eu... mai ai momente să zici, ăsta e în care am stat totuși 26 de ani. Nu, îl respect și îl apreciez foarte mult și mi se și îl iubesc foarte mult și el spune că eu, Cristina, eu pe tine te iubesc. Eu știu asta, știu că mă iubește foarte mult. Și o cunoști și pe soția lui acum? O cunoști pe soția lui, da. Nu am nicio problemă. S-au căsătorit? Să. Sau căsătorit, nu sigur. se pare că prea repede? Nu, mi se pare că <coughs> e corect. Cum adică să stea... Dacă nu se căsătorea, mi se părea că doar o folosește, ceea ce nu mi se pare corect să... să nu mi se pare să corect să tratezi o femeie așa. Mamă, și că divorțul întotdeauna înseamnă partaj, tu e aia, tu aia, prietenii se împart. Nu contează. Da, în cazul nostru nu s-au împărțit prietenii, pentru că asta, în momentul în care m-am dus la nuntă, toți prietenii au făcut... Dar cum să te duci la nunta fostului tău soț? Nu, m-am dus la nunta celui mai bun prieten al meu. Păi e fostul tău soț. Dar nu contează că e fostul meu soț, contează ce e în momentul ăsta. E cel mai bun prieten al meu. Și el are o soție minunată și împreună cu ea și e foarte frumos. Și eu respect asta. Și îmi place foarte mult. Nimeni nu înțelege, dar asta e normalitate. Și avea rochie faină de mireasă. Cum ar fi să trăiesc eu în trecut? Doamne ferește. Avea rochie faină de mireasă. A, da. E super fashionistă, se foarte frumos. Și au avut dansumirilor? Și ai fost de la început? A, am fost de la început, dar n-am prins dansumirilor. N-am fost, probabil, chiar prima, prima an. În... Și ea poartă pantof muzet? Da. Este fan muzet. Adică. <laughs> Mi-a cu virgulă. Acum, fii atent, acum o să zic ceva și o să te super pe mine. Practic, ea a devenit uh, doamna Muzet, prima doamna Muzet. A devenit doamna Bătlan. Suntem, suntem mai multe doamne Bătlan acum. Eu nu mi-am schimbat numele pentru că Adi mi-a zis... Chiar pe tine cheamă ca pe ea. Exact. Dar nu contează, ne cheamă pe toți la fel. Și Adi mi-a zis, mama, dar eu nu vreau să-ți schimb numele. Adică eu nu vreau la școală să tatăl meu să aibă un nume și mama alt nume. Da, Adi, nu contează, nu-mi schimb niciun nume, nu e nicio problemă. Și pentru o să aibă și un copil? Uh, nu cred, nu știu. Acum nu deocamdată. Știi ce îmi place de tine și acum trecând peste toată povestea asta mm. și peste toate uh, glumițele sau întrebările mele în care oamenii se trimit în comentarii bine, măruță, că întrebi așa și faci așa. Îmi place că ești foarte deschisă și că poți să vorbești despre chestiile astea și că poți să le spui oamenilor, știi ce? Uite, munca și o afacere poate să-ți distrugă o familie. E corect. Probabil la un moment dat trebuie să alegi și că dacă nu ești atent la omul de lângă tine, omul ăla de lângă tine a dispărut și tu nu-ți dai seama și te trezești la un moment dat și spui hei, am mașina asta, am casa asta, am tot ce vreau, dar unde mai sunt eu? Cine mai sunt eu? Nu... Știi? Exact. În momentul în care vii acasă, ai nevoie de o liniște sau o, o viață nouă. Tu trebuie să te detașezi de viața ta de birou, de viața ta de business. Eu cu Roberto, când veneam acasă, eram tot în business. Capul nostru. Nu puteam să gândim altceva, nu vorbeam despre altceva, nu făceam nimic altceva. Câteodată mergeam la un film, câteodată nu știu ce, orice vacanță. Și vă certați. Orice vacanță. Și te enerva, da, când nu altfel e decât gândeai tu. Da, concuram cumva, adică voiam să, până la urmă ajungeam la un rezultat pozitiv și ori de câte ori Roberto are o idee foarte bună și are idei foarte, foarte bune. E genial, Roberto, deci nu... E genial în tot ceea ce propune. Are nevoie de o echipă care să creadă în ideea lui așa, 100%. Și acea echipă eram eu, care trebuia să implemente și împreună implementam o idee, după care o ajustam pe drum și acolo interveneam eu unde ajustam ideea și mai... Pentru că totul se făcea C în echipă. Clădeam tot în echipă, totul am făcut împreună. Totul absolut. Ți-a fost greu după povestea asta? Mi-a fost greu pentru că percepția societății cumva e ciudată, adică dacă ești o femeie singură, cumva nu poți să fii invitată nu știu mi se pare că familiile, oamenii care sunt împreună, odată pentru ei am fost un exemplu foarte bun, că sunt multe familii care au probleme, dar faptul că noi ne-am despărțit pentru ei a fost un șoc maxim, nu credea nimeni vreodată că eu și Roberto ne despărțim și am fost un model pentru ei să-și controleze relația, să verifice ce e în relația lor. O pot salva, nu o pot salva și dacă nu pot salva, trebuie să, hotărască, să se hotărască cât mai repede. Ideea e că mulți prieteni care aveau probleme și noi știam că au mici probleme, au reușit să le rezolve și asta poate că, că au văzut nu... că s-a întâmplat la voi și au zis hei, uite, oamenii Exact. Au, au pierdut ce au construit în atâta timp personal. N-au știut, ei în momentul... Și atunci, uite, pentru cei care se uită cum poți să faci să-ți verifici relația ca să funcționeze și să nu ajungi în momentul în care ați ajuns voi? Trebuie de în fiecare dimineață să te întreb de ce, cum, în ce fel... Să nu lași să treacă ziua și să, să, să amâni tot timpul aceste întrebări. Trebuie să înțelegi în fiecare moment de ce sunt cu acest om împreună. Care sunt valorile lui și care sunt valorile mele care ne țin împreună. Ce e important dacă trebuie să iubești și, și vântul pe care îl lasă în urmă, adică atât de tare trebuie să iubești un om ca să poți să stai cu el. Nu doar ca să nu să-l folosești, nu doar să-ți fie comod, nu, doar, nu, pentru că ai un copil, nu pentru că ai o casă, nu pentru că n-ai servici, nu pentru că n-ai bani de nu știu ce. Astea sunt lucruri materiale care nu țin o afac, nu țin o relație. Relația este dincolo de material. Iubirea trebuie să fie dincolo de material. Și pentru mine de asta e ușor să spun că da, eu îl iubesc pe Roberto, eu o iubesc și pe soția lui. Pe Esther, eu o iubesc. Eu am acceptat și am iertat absolut tot. Și mi se pare că de asta pot să iubesc. Pentru că am iertat. Te-ai simțit trădată atunci? M-am simțit? Da, bineînțeles că m-am simțit trădată. M-am simțit în toate felurile. Și nu aveam cu cine să mă sfătuiesc. Nu aveam cu cine, pe cine să întreb dacă alegerea mea e corectă. Pentru că în același timp era și sentimentul ăla cum noi suntem ăștia puternici și cum să trecem prin așa ceva, cui să-i spun. Exact, cui să-i spun. Și singurii oameni cărora am putut să le spun au fost părinții mei. Nu cred și am chemat pe rând la ședință. Și l-am chemat pe tata, care mă divinizează. Mă roagă și îmi spune în fiecare zi, te-am rugat să mă suni în fiecare zi, vreau doar să-mi spui, sunt bine și să închidă. Și? Și nu-l sun, normal, mă sun, tot el mă sună. Că n-am timp și, da, mă gândesc la el în fiecare zi și trebuie să-l sun, dar nu vreau să-l sun doar ca să fac ceva, dacă -și simte că mă gândesc la el. Nu e nevoie să-l sun. Și el mi-a spus... A venit la ședință. A zis, așa sunt bărbații. Mai adică... Roberto este un om extraordinar. Îl iubește pe Roberto. Părinții mei îl iubesc pe Roberto. Și... Mi-a zis, mi-a recomandat, mi-a spus că așa se întâmplă în viață, că așa sunt bărbații, că eu trebuie să accept, că și nici el n-a fost ușe de biserică. Eu neștiind asta, ca și copil, n-am simțit niciodată că el ne-a abandonat în vreun fel, nici măcar pentru o secundă. Și am zis, ok, asta e părerea ta, foarte bine. Am chemat-o pe mama. Mama. Era cu pe care nu vrei să-l auzi de la tatăl tău. Da, mi-a zis clar că nu, să nu divorțez. asta a fost fatul lui, să accept să mă obișnuiesc cu ideea că așa e în viață, că asta e lumea. Și eu nu credeam că există așa ceva. Și știam că mă iubește, adică recomandarea era pentru omul pe care îl, îl iubea cel mai mult, eu. Am acceptat-o, după care am chemat-o pe mama și am zis, uite mama, asta e situația, ce mă sfătuiesc să fac? Eu nu am cu cine să mă sfătuiesc, doar voi doi sunteți oamenii cu care, care știu că mă iubiți dezinteresat. Nu aveți niciun interes la mine să-mi spuneți stai cu Roberto sau nu stai cu Roberto. Pentru că voi sunteți părinții mei. Și ei nu depind material de mine, deci n-au nicio problemă de nimeni, noi nu gândim material. Și atunci mama a zis că ar trebui să încerc și să mă despar de Roberto, pentru că probabil cumva spunea că ea n-a avut curaj să încerce. acesta mi s-a părut mesaj. Tata era are cum... prima dată când copilul era confruntat cu problemele părinților de care niciodată nu știa. Exact. Și tata mi-a confirmat că mama avea dreptate, Mama știu că este cel mai sincer om de pe planetă. Și atunci am zis și am spus, ok, fac ce spune mama. Și am zis, așa simt și eu. Eu am vrut doar să verific ceea ce simțeam. Că niciodată nu o să pot să trăiesc, să am o viață dublă. Mi-ar fi fost, nu știu dacă aș fi putut să iert sau să înțeleg sau să... Nu știam atunci că există vipasana, nu știam cum mă pot dezvolta și pur și simplu mă vedeam incapabilă să accept. Am simțit că eu nu sunt atât de, de matură încât să accept această situație. Și am zis mai bine ne despărțim. A durat mult până am divorțat, dar noi ne despărțiserăm în acel moment. Și poate era, am fi, eram despărțit de mult mai mult timp și nu înțelegeam. Dar în același timp n-ai mers pe drumul pe care am mers părinții tăi. Chiar dacă tatăl tău a greșit față de mama ta, acum îi vezi pe ei ca o familie. Probabil că tata e un om sensibil și e un om... E deschis, dar, na, acum dacă stau să dau filmul înapoi și mă gândesc la asta, nu e atât de deschis precum credeam eu, însă mama și-a sacrificat viața, să spun, într-un fel, însă ei se înțeleg bine, dar într-un fel, din ăsta, tot timpul se ciondănesc cu ceva. Poate orice... ține foarte... Asta e frumos pentru ei, ca într-un film. de stai cu ei acasă, nu te plictisești niciodată. Le-am zis, voi sunteți ca într-o parodie, frate. Deci orice spune mama, tu spui altceva. Spui tu ceva, mama comentează. Deci sunteți... După patru ani afli că omul de lângă tine are o viață dublă și dacă aflai că omul ăsta vine și-și cere scuze și zice, Cristina, îmi pare rău, am greșit. Vreau să preparăm, să continuăm. Ce ai fi făcut? Și a cerut scuze și mi-a cerut asta, dar eu nu. ți a cerut am, asta? Mi-a cerut asta, dar eu nu am. Nu, nu înțelegeam că sunt capabilă să fac asta. Eu nu am văzut în mine puterea de a înțelege. Nu am simțit-o atunci, nu exista. Puterea asta eu am căpătat-o după. Poate că așa a fost să fie ca eu să învăț să trec prin această experiență. Pentru mine, orice lucru care ți se întâmplă e o misiune, e face parte din viața ta, trebuia să trăiești asta. Și trebuia să, să trăiești ca să vezi. Omul de obicei uh, se schimbă când, când trece prin șocuri. Când treci printr-un șoc, tu începi să te schimbi, începi să spui problema. Pentru că altfel ești foarte confortabil și mintea te ține ocupat. La mail la business, la călătorii, la colecții și încă o colecție și încă o colecție. Eu, lucrând în modă, lucram numai în viitor. Eu făceam astăzi o colecție pentru anul viitor. Pentru mine, tot ce era prezent era trecut, nu exista, nu mă Maică, interesa. Prezentul ăsta era și familia ta. Și prezentul era și familia mea și eu tot timpul aveam obiective viitoare și niciodată nu mă uitam la prezent. Și probabil că și sigur, adică acesta a fost motivul pentru care Roberto a simțit nevoia de prezent. Avea nevoie și de altceva, nu numai de competitivitate, eficiență. Business, bani, succes, ego și așa mai departe. Pentru că obosești la un moment dat. Obosești și nu-ți mai folosești. Adică, în acel moment, Roberto a fost mult mai matur decât mine să înțeleagă că are nevoie și de altceva. Eu nu înțelegeam. Mie mi se părea că businessul, succesul, totul e, e suficient pentru mine. Și cum a fost când a trebuit să comunici povestea asta și lui Adi, cel care acum are 18 ani? Atunci avea 14 ani? Când ați divorțat? Uh, Poate chiar mai puțin? În primul rând, noi am divorțat greu, odată ca și divorț. S-a întâmplat greu. Pentru că multe ne ne fabrici, adică, multe magazine. Nu, ne, ne... Pur și simplu, nu eram hotărâți, cumva, să spun. Sau, nu știu, ni se părea că așa cum nu ne-am căsătorit din prima zi în care am făcut compania, nici nu era nevoie să divorțăm în prima zi când ne despărțim. Adică, Actele sunt acte. Nu contează. A, acesta era principiul nostru. Actele nu contează. Adi, în momentul în care ne-am despărțit, a avut parte de toată atenția noastră, pe care nu avea atâta timp cât noi eram. Familia fericită? Eram familia fericită, dar familia prea preocupată de business. Adi stătea numai cu bone. Noi nu aveam timp, adică luam cu mine, luam cu mine la șourile de modă, luam. Peste tot, în călătorii, la toate restaurantele. Dar acolo, de exemplu, unde se fuma, eu nu puteam să aduc copil. Și aveam nevoie să merg, trebuia să fiu și eu. Și mergeam și Adi stătea cu bonă. Și eram foarte frustrată de momentele astea în care eu nu puteam să-l iau pe Adi cu mine. Și astea creează, îți creează niște probleme, niște complexe. În plus, am avut toată perioada aceea foarte grea în care l-am născut pe Adi prematur. Roberto a stat cu mine în spital zi lumina, adică în fiecare zi, timp de două luni, a fost ceva po poate, descris poate, putem, un roman. Poate facem o paranteză aici. Eu știu povestea cu Adi, dar mi se pare fabuloasă. Un copil născut prematur, pentru care medicii spun că nu mai are nicio șansă, iar tu ești leoaica aia care zici, știi ce mă, copilul meu trăiește și merge mai departe. Uite, vezi, tu mă vezi pe mine așa, dar dacă îl vezi pe Roberto, el e de 10 ori mai, mai așa decât mine. Adică, Roberto, în momentul în care Adi s-a născut, a spus acest copil: Dacă are gena mea și a ta, are cum să moară. El trăiește. Medicii au spus că nu are nicio șansă. Au vrut să-l arunce la gunoi. Deci, Roberto aproape că l-a luat din. nu voiau să-l bage în incubator, că m-au declarat că am avortat. Am externare din spital cu avort. Și Roberto a i-a rugat să bage copilul în incubator. Și copilul a fost declarat viu după trei zile, pentru că șansa lui era infimă, nu exista și eu nu, nu l-am văzut prim, în primele trei zile. L-am văzut abia după trei zile. Și ce am, ai văzut după trei zile? Am văzut un Ceva copil micuți. care râdea. Doar asta știu despre Adi, că râdea. I-am cerut sorei mele să-mi facă haine pentru Adi și am spus du-te și iau un, un costum de vârsta zero și tai la jumate era atât cât... Atât. Foarte, foarte mic. Dar uh, mi se părea superb. Adică orice mamă își vede copilul superb, Adi nu se poate uita la pozele cu el. Și a zis, cum mama mă vedeai superb? Adi, eu vedeam viața din tine, vedeam bucuria ta. Copilul ăsta râdea permanent. Deci râdea, n-avea... Trăia și râdea îi, îl hrăneau prin vene și normal venele se închideau la o oră sau două ore la copii, la alți copii. Și la el țineau 24 de ore. Pentru că vrea să trăiască. Exact. Destinul asta, e. Poți de asta să... e. că bătălia ta a fost cu doctori. Wow. Cu sistemul de atunci. Da. Cu doctor care nu dădeam nicio șansă și, practic, așa ți-a ajuns să faceți, să cumpărați un incubator. N-am cumpărat sau... incubator, am vrut să cumpărăm, așa am intrat în legătură cu doctorul care a preluat cazul și care făcea, într-un fel, experimente pe Adi. Un, un om care era... Un neamț, nu? N nu, neamțul a venit și l-a operat. A venit și a verificat operația. Un, uh, un om care spunea că, da, n-are nicio șansă și îmi spunea că, Hă, draga mea, astăzi poți să mergi la munte. Copilul nu mănâncă cum să plec eu la munte și copilul să stea în spital. Eu am stat zi lumină și eu și Roberto am stat în spital. Am stat o lună de zile în spital, lângă incubator. Nu conta că nu puteam să stau în sala aia, dar eram în spital, eram cu două camere mai încolo și stăteam acolo. Și pregăteam fiecare masă, chiar dacă ei nu-i dădeau să mănânce. Aveam, nu știu, zeci de borcane cu lapte în congelator. Pentru că laptele mamei se transformă în fiecare zi. Și copilul are nevoie de acele substanțe în fiecare zi, doar că ei nu îl hrăneau. După două săptămâni sau trei săptămâni ne-am mutat în alt spital. Și după alte trei săptămâni am plecat acasă, la minus două luni. Ce înseamnă minus două luni? Copilul s-a născut la cinci luni jumătate. Copilul s-a născut la minus trei luni jumate. Deci, minus trei luni jumate se recuperează foarte greu în, în afara uterului, într-un mediu real. Înseamnă că Adi totdeauna a fost, a trebuit să recupereze. Era arăta cu 2-3 ani mai mic. Pentru că cele trei luni înseamnă 3 ani în vârstă matură. 3-4 ani. Un avantaj astăzi pentru el. E un om cu un super o super imunitate, n-a luat niciodată niciun medicament, e foarte, foarte puternic ca și corp, are o da. minte briliantă. Da, atunci credeai că îl pierde, adică nu mai avea nicio, nicio șansă din partea medicilor. N-a scos la 5 luni prematur, nu... l-ai operat la ochi, țin minte. Da, deci a fost... Povestea, a... Mi se pare... Asta cu ochii mi se pare cea mai dureroasă chestie și mi se pare că ar fi putut să-i marcheze viața definitiv, și nouă, și lui, și cred că și medicilor care erau acolo și îl îngrijeau. Pur și simplu, copiilor prematuri li se face un control la retină, pentru că, în momentul în care ei ies într-un într într mediu cu o concentrație de oxigen mai mare decât cea din uter, ochiul este ultimul organ care se apără, care se formează și încearcă să se apere. Explică acum pe înțelesul tuturor. Și atunci creează o retinopatie, niște vene, vase de sânge se îngroașă ca să irige retina, dar asta face rău retinei. E o adaptare greșită, cum ar veni a corpului. <sus> și adina a fost controlat pentru că era prea mic. N-am știut că n-a fost controlat sau am știut, nu mai, nu mai țin minte exact uh, motivul, dar a doua zi, după control, uh, medicul spune că are resturi, amic, resturi gastrice și să cheme chirurgia. Un copil de 800 de grame. Pentru un copil de 800 de grame chemam chirurgia. Și eu am zis, nu chemați chirurgia, pentru că eu mă mut, o să ne mutăm din acest spital, plecăm din spital. <sus> și a început uh, șeful, medicul șef, să spună, da, o faci ce vrei, mama știe cel mai bine, mama simte cel mai bine, mama e responsabilă, dar până atunci eu nu mi îngrijisem singură copilul, adică nu puteam să fiu responsabilă pe ceva ce făceau ei. Și am, ok, am spus, am rămas fermă pe poziție că mă mut, am sunat la minister, peste tot, nu-mi dădeau o mașină cu incubator să ne mutăm, până la sfârșit, într-un final, au dat o mașină cu incubator, ne-am mutat și de la mutare, următoarea zi Adi a avut control la ochi. Și verdictul, diagnosticul a fost că are nevoie urgentă de operație, care retinopatie de gradul 3 și că trebuie operat. Asta s-a întâmplat dimineața. Medicul care mi-a spus că trebuie operat are o față foarte veselă, așa, și râdea când spunea, adică așa e mimica, nu râdea, vorbea, dar mimica, fața da. zâmbitoare. Și nu mi s-a părut ceva foarte grav. Dar l-am sunat pe Roberto și zic, trebuie să mai găsim neapărat o, a doua opinie. Un alt medic care să vină să, să diagnosticheze. A venit medicul seara al doilea, cel mai bun de copii și a spus diagnosticul e perfect. Trebuie operat. Ok, au început întrebările. Cine îl operează? Cine îl operează? Avem timp să mergem în Germania. Copilul nu are pașaport. Nu, nu, ce... Ci fă poză, avem timp, așa porță, în două zile să ajungem în Germania să-l operăm. Și a zis, nu aveți, nu aveți timp. Zic, dacă nu-l operăm, ce șanse avem? Dacă nu-l operați, șansa lui e să vadă mâul de la McDonald's. Ăla de pe unirea. Deci un mâ atât de mare. În rest, nimic. Vai de mine, am înnebunit deci mă rugam și spuneam, Doamne, să aibă dioptrii oricât și minus 20 și minus 30 și oricât, doar să vadă. Adică nu-mi imaginam ca viața lui să fie fără să vadă. Nu-mi imaginam. Am, am, găsit un medic să-l opereze a doua zi. A doua zi, la șapte dimineața, Roberto a adus un medic să-l opereze cu un laser de copii în spitalul în care îl mutase. Deci, dacă nu-l mutam, copilul orbea. Acum, Adi ochiul a avut miopie minus 18, a scăzut la minus 12 și acum uh, l-am operat și e ok, vede foarte bine și are lentilă de contact și vede foarte bine. Dar niciodată nu a văzut ca un copil normal. Știu că acolo era o doctoriță care era parcă împotriva voastră. Da, era... Spunea că, draga mea, nu poți să ai succes în toate. Ăsta nu e un succes. Dar deci copilul om, meu, cum adică nu i succes, e copilul meu. Asta nu e un succes, adică lumea îți spune că poți să faci copii, că să faci copii e ceva simplu, adică câteodată pragmatismul ăsta și realismul sunt duse la absurd în momentul în care vorbești cu niște părinți care au primul lor copil, adică nu poți să vorbești așa, este o lipsă de sensibilitate, o lipsă de umanitate până la urmă. Probabil că medicii sunt atât de obișnuiți cu diagnostice și văd totul sub formă de diagnostic, încât uită de oameni. Ea vorbea cu niște oameni, nu vorbea despre diagnostic. Noi nu întrebam diagnostice. Pe noi, noi nu eram medici, nu asta ne interesa. Ori spui, domne, nu știu și nu răspund și nu te întâlnești cu oamenii, ori dacă le spui, trebuie să îi faci să înțeleagă. Doar că medicilor, câteodată, li se pare că. Îi fac pe oameni să creadă că au șanse când nu au. Și care e problema? Ce e rău în asta? Din potrivă. Din potrivă, asta te ajută să mergi mai departe. Asta e succesul în tot ceea ce facem. Credința că o să reușim, că vom merge mai departe, că ajungem mai departe. Mi se pare o prostie. Împotriva științei, împotriva a, orice, a oricărui lucru, să-i spui cuiva, n-ai nicio șansă. Da. Dar tu să ai încredere în mine că eu îți spun că n-ai nicio șansă. Cum e posibil asta? Și noi perpetuăm asta. asta. Asta e perpetuat la noi permanent. De asta oamenii de afaceri sunt o specie diferită de oameni. Și antreprenorii, de asta sunt doar 5% din lume. Din globul pământesc Nici 5% nu sunt. Real antreprenori. Pentru că ei cred în imposibil. Nu ai cum să crezi că ajungi pe lună dacă nu crezi în imposibil. Corect? Tu ești femeia care ai reușit să crezi, să crezi în imposibil, să crezi că copilul tău care s-a născut la 5 luni jumătate, cu la 500 de grame, 800 de grame, nu? Și nu avea nicio șansă să-ți dai seama că omul ăla va ajunge și iată că la 18 ani are firma lui și zice, hei mama, știi, la două noapte eu muncesc. Să pui o companie să meargă, să fie un brand renumit în țară, să fie recunoscută și internațional, în același timp să-ți sacrifici familia. Pentru că, Pentru că s-a rupt undeva. Da, s-a rupt undeva familia asta care... E foarte greu ca la 18 ani să reușești să clădești totul perfect. Să ai și o afacere bună, și un brand, să ai și un nume bun, adică nu doar un brand, să ai un nume bun, o etică, să faci toate lucrurile bine, o familie bună. Probabil că familia pe care ți-o imaginezi la 18 ani nu este familia pe care ți-o imaginezi la 40 de ani. Acum ai 40 și? Acum am 48 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Te sperie deci, chestia de, nu uh, nu știu, 50, a, de bătrânețe, nu. de chestia asta? <laughs> nu. <laughs> Sufletul meu și tot ceea ce fac e ca la 20 de ani. Deci am o energie și o putere. Na, nu, nu, nu. Și, nu știu, câteodată zic, a, sunt la... O voi trăi până la 120 de ani, deci ce proiect pot, la ce proiect pot să mă angajez? Da, mai am 60 de ani, ok, 70 de ani, perfect. Păi perfect, ai 70 de ani și te gândești numai la proiecte, dar te gândești că o să fii singură? Păi totdeauna suntem singuri, noi ne naștem singuri. Și vrei să fii singură? Nu, dar îmi place să fiu singură, adică cu mine, până, până să merg la Vipassana, nu știam ce înseamnă să fii singur. Nu știam o să caut să... Vipassana asta pe net după ce se termină podcastul de E cel mai tare program posibil și pentru, și la Cluj. pentru oameni, da? Poate că ei mă aud acum și ar trebui să fie puțin mai prezenți, numai că lucrurile astea nu trebuie scoase în față, astea nu țin de modă, ele sunt de mii de ani. Nu, nu, nu e nevoie să trecem printr-un curent social, o schimbare de societate, de trend, de nu știu ce, ca să ajungem la spiritualitate, la uh, descoperirea sinelui și așa mai departe. Astea sunt lucruri pe care oamenii știau să le facă, doar că uită, fiind implicați în viața asta socială. Deci noi ne-am născut singuri și suntem permanent singuri. E o iluzie că suntem cu cineva. Nu există. Când te doare ceva, îl doare pe la de lângă tine sau moare pentru tine. Niciodată. Nu se ia nici prin simpatie? Nu se ia prin nimic. Însă la vipasana, când te doare, te duci pe durere, o împarți în două, după un parțin în patru, un parțin 6, în șase, în opt, în pe până când dispare. Și vezi că dispare, tu simți asta cum dispare. E incredibil. Nu, după ce stai două ore și jumătate în lotus, ai dureri peste tot. Deci nu știi, zici că te-a lovit trenul. Dar tu ai cunoscut genul ăsta de terapie după ce te-ai despărțit și după ce ai cunoscut suferința. Exact. Mi-ar fi plăcut să descopăr înainte. Pentru că ți-ai fi salvat căznicia? Aș fi salvat căznicia, poate că și Roberto ar fi început să practice și ar fi fost o dezvoltare personală și pentru el. Pentru că oamenii au nevoie și mai ales oamenii de afaceri, au nevoie să să creadă în ceva mai presus de, de material, mai presus de starea asta, de, de mai presus de efemeritate. Cu cât ești mai deștept, cu atât e mai greu. O să am o afacere pentru tine nu da. am venit cu ea la Imperiul Eilor <laughs> pentru că sunt convins că ar fi fost o lovitură. Serios, o să-ți o propun doar ție. Da, nu și cred. O, să, o, să, o să vezi mai încolo. Deci super afacere, crede -mă. Wow. Și ți-o propun în direct la podcast și mai avem și un challenge pe care l-am filmat înainte și probabil va ajunge pe Instagram, TikTok, Facebook, nu știm unde, dar e în felul următor. Dacă o vedeți pe Cristina Bâtlan cofondatoarea Muzet încălțată în alți pantof decât marca Muzet, să știți că trebuie să-i faceți o poză, ne trimiteți nou aici la podcast sau ne căutați pe noi acasă la Măruță și pur și simplu veți fi încălțați toată viața de către Muzet fără să mai plătești niciun leu, corect? Corect, vreau challenge-ul ăsta. Deci pe bune, deci dacă te vede cineva încălțată într-un pantof care nu e Muzet, da. îi dai omul lui a pantof toată viața lui. Toată viața e fa pantof. Pe cuvântul tău de onoare. Pe cuvântul meu de onoare. Vreau să-ți spun... Asta sunt Muzet, Normal. ce Normal. sunt ăștia? sau cum sunt? Calista, Calista. Se Okay. Sunt cei mai tari pantofi uh, flat form. Okay. grange, așa. Stigă. Deci, oameni buni, eu v-am dat o idee de afaceri. Uh, Căutați-o pe Cristina Bătlan, O vedeți la mall, în oraș, la cumpărături, la piață, că e om. Merge la club, dansează undeva. Băi, dacă n-are muzet în picioare, câștigați pantofi toată viața. Corect. Batem uh, palma? Batem palma. Abia aștept. E cel mai tare challenge posibil. Nici nu m-am gândit vreodată să fac asta. Mă duc dimineața în fața casei și poate când duce gunoiul e în papuși de casă. Păi și aia și am dat lovitura. Aveți și papuș de casă în Da, am dat trendul. Am fost setări. Acum două sezoane în pandemie am inventat papucii de casă din blană de oaie. Au fost anul trecut peste tot, la toate mărcile, ok, sintetici, ai noștri sunt din blană naturală, și am vândut în pandemie doar papuci, deci eram nebuniți cu papuci de casă. Deci, oameni buni, challenge-ul rămâne în, în, vigoare. Pozașule, de mâine nu mai faci poze la podcast, de mâine aflăm unde stă <laughs> Cristina și e aparatul și toată ziua ești după Cristina. <laughs> trebuie să o prindem în noi. Nu are cum, adică trebuie să... Ți se Dar... cu și ia un porbagaj, tot mi, por bagaj, to -mi te. Mamă, dacă vrei să fac o poză la mine în mașină, să vezi că am patru perechi de pantofi. Bun, challenge-ul rămâne, da? Și spre finalul podcastului o să zic ideea de afaceri uh -huh. și o să te întreb câți bani investești în ea. Fii atent, deci la pantofi, nu că nu am pantofi de la alte branduri. Dar mă bucur când are toată lumea ca mine. Când m-a întrebat o prietenă, dar pe tine nu te deranjează că toată lumea are pantofi ca tine? Nu, mie îmi face o deosebită plăcere. Bine, rămâne challenge ul <laughs> okay. în picioare, da? Perfect. Pe bune? Da. Ok. Bun. Haideți să mergem mai departe cu omul care... Mi se pare că, știi, te-am descoperit altfel în seara asta. Ești acolo la Imperiul Leilor, știi, ești o femeie între toți leii de acolo și ești foarte luptătoare și foarte dornică să faci, să investești, să ajuți. Dar în același timp, de fapt, oamenii descoperă că fiecare om de sa puternic are și el la fel niște probleme ca toți pământenii, știi? Adică, uite, soțul meu avea o relație în paralel de patru ani. Nu e ușor să treci peste asta. Și om, Ai fost la psiholog? nu Nu. Ai fost doar la aceste terapii. Da. Uite, am avut probleme cu copilul. N-am fost o mamă care din prima să... Ce cuscute ce cumpărăm, ce hăinuțe și toată asta. Nu știi dacă trăiește copilul. Adică și oamenii puternici au problemele lor. Nici atunci n-am fost la psiholog. Probabil că trauma aia este cea mai mare pe care am trăit-o în viața mea. Trauma cu adic și cu spitalul. Îți că Aminte momentele momentele. Le-am ce le-am trăit de acolo. Mai ai momente în care te am cutremuri? momentul de bucurie când trec pe lângă spital pentru că am reușit să ies din acel spital. Și ori de câte ori îmi citesc jurnalul din timpul spitalului este groaznic. În jurnalul meu scriam totul, e e foarte dureros să să-l recitesc foarte, foarte dureros. Adică scriam tot pentru că știam că ceea ce mi se întâmplă e ceva foarte important pentru mine. Probabil că asta ar fi terapia la care trebuie să lucrez mai mult să pot să, să, să fiu asta? acolo. Da, am jurnal. Adi a văzut? Adi a văzut foarte puțin. Nici, nici Adi nu se poate uita la el. Eu l-am dus pe Adi mare și l-am dus de câteva ori în spital pentru că el, când era mic, se juca doar cu chei, doar cu oameni mari, deci nu se simțea în siguranță lângă copii de vârsta lui. Și mi se părea că joacă asta doar cu chei, niciodată nu s-a jucat cu jucării. E pentru că el a fost închis în incubator. Simt, credeam cumva că el proiectează această... încuia ușa mereu, adică avea frica asta de... și voia să se simtă în siguranță. Asta înseamnă chei. Și l-am dus acolo și i-am explicat și i-am spus cum am stat cu el și am arătat toate pozele. Adică am vrut să, să înțeleagă, să, să vadă momentul că n-a fost ceva rău pentru el. Are o iubește pe doctorița lui, pe Ana Culcer, care l-a salvat. Și, lui. și ori de câte ori trebuie să facă ceva, se consultă cu Ana, ori de câte ori un medic îi Ce spune frumos. că trebuie să ia un tratament, el o sună pe Ana și nu face niciun pas fără Ana. Ana este prietena lui. El o sună pe Ana și vorbește cu ea fără să mă întrebe pe mine. Adică Ana este mama lui. și mama, Și ea este mama lui. Pentru că a crezut că el o să răzbească și o să fie mare. Da, și ea l-a salvat, adică ea a avut încredere că, îl salvează. Adică ea v-a zis, mutați-l din spitalul ăsta, duceți-l acolo, faceți toate lucrurile astea pe care atunci niște părinți, cum să zic, debusolați când știi ce se întâmplă, nu mai știi ce reacții să ai. Corect, adică tu, eu mi-am mi asumat riscul de ca Adi să moară pe drum. Și nici nu înțelegeam cât e de mare acest risc. Pentru că îl transferai de la un spital la alt spital când doctorii spuneau nu. Da, și Ana îmi spunea, Cristina, dacă nu îți dă incubator, ia-l în sân și vină. Și eu nu puteam să fac asta, adică nu știam cum să fac. Ana Culcer, A, da, da? Este la un alt spital decât spitalul unde, era, unde se Adi. Da, și... Era... Ana e de undeva din uh, Oltenia, eu sunt din Târgu Jiu și e undeva din, uh, din zona asta, nu? Din Dobrița. Din Dobrița. Știu foarte bine zona aia. Da, e un om extraordinar, deci un om... Ce tare care are mii de copii. Foarte. Mama miilor de copii. O să trecem la niște întrebări care sunt așa mai pe, repede înainte, de și apoi loc? o să spun afacerea mea. Să știi că <laughs> stai un pic de fapt să mă gândesc că dacă punem aici Cristina Butlan, cam uh, câți bani așa ai investi în, într-o chestie care știi că, bă, pe principiu, investești toți banii din lume. fii atent, îți dau afacerea asta doar ție, nu și... <gânt> da, nu, nu știu, da, niciodată am ajuns la momentul în care nu aș investi absolut toți banii mei într-o singură afacere. Mi-am dat seama... Că Mi-am dat seama că este valoros să ai un portofoliu diversificat când? Doar în momentul în care afacerea ta de bază funcționează bine. Cristina, concentrează-te. Da, zi. Okay, Câți investești în ceva Păi nu știu, depinde de afacere. Lăbiați. O să ți-o spun imediat. Doar dacă de... afacerea e foarte bună, da, investesc, dar dacă nu Pe nu principiu, foarte... investești toți banii tăi? Păi nu știu. Nu pot să spun asta. Încercăm să-ți de la aia oameni buni 5 milioane, 10 milioane da, de euro. Da, ok. Stai că o să vezi. Păi, nu știu. O să vezi. O să Sute vezi. de mii în principiu? Nu mergem. Nu, nu no. ajung. No. Păi depinde de proiect. Vrei să refaci în casa poporului? Nu no. am destul de, mulți, destul de mulți bani. O să te las încă un pic <laughs> să te să fierbi în, în sucul ăsta al, mamă, ce business o fi și o să afli imediat. Dar până atunci vreau să te întreb niște lucruri pe repede înainte uh -huh. și vreau să te întreb așa, dacă ar fi să o iei de la zero, crezi că ai avea acela succes? În fiecare moment mă antrenez să pot să pornesc de la zero. Sim. Am acum un business care e la zero. Și chiar vreau să văd dacă pot să am același succes. Chiar mai repede. Adică vreau să împart totul la 10, ca timp. Uh -huh. Vrei să-i dovedești și lui Roberto că poți și fără să fie el partener în firmă? A, nu, nu vreau oh, să... Știi căreta aia care zgârie tabla? Nu, 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 deloc. Pentru că Roberto e suportul meu cel mai important. Adică Roberto, ori de câte ori, eu, or, da. orice afacere iau, mă consult cu el. Deci și îl fac... invit și pe el să investească dacă Am își dorește. Deci, nu. Ok, și la bine, și la rău. <laughs> deci, dacă ar fi să iei de la zero, crezi că ai avea același succes și spui că, din potrivă, nu mai ai timp de pierdut, chiar mai repede ar fi, da? da? Dacă ar fi să faci un top 3 la cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut de când ți-ai deschis afacerea, care ar fi? Faptul că n-am riscat suficient. Mi-a fost frică să risc n-am riscat suficient. N-am -am riscat suficient. Povestește omul care, de fapt, a renunțat la facultatea de drept, omul care avea doar 700 de dolari și tot n-a riscat suficient. Nu. Ai nu. dreptate, trebuie să-ți vinzi și rinichiul ăla. <laughs> Atunci la Picasso se puteau duce mai multe țesături. N-am riscat suficient, totdeauna ne-am întins atât cât ne era plapuma și un pic așa un colțișor peste suprafața plapumii. De asta am avansat uh, ușor. Mm. Mă gândeam, de câte ori spunea Danșuc în Imperiul Leilor, că eu la 29 de ani mi-am vândut casa eu spuneam, eu nu m-am gândit să-i vând casa lui tata, adică cum de nu m-am gândit să-i vând casa și am început cu 700 de dolari în loc să-i vând casa. Exact, te vindeam și casa, că oricum aș la tot pe mama Adică, și -am aflat târziu. Oricum, adică, <laughs> merita să vadă el cum e. Dar, oricum, avea două case, puteam să-i vând o casă, adică da. chiar aș fi putut face asta, efectiv, dar nu m-am gândit. <laughs> ok? Deci, deci nu am riscat destul? Deci și... nu ai riscat destul? Nu. Nu te-ai întins un pic mai mult decât e pătura Și un pic și mai mult? Da, mai multă nebunie, tot mai mult risc. Despre asta e vorba, despre frica pe care pe care o proiectezi. Frica de... Frica, pur și simplu. O proiectezi în afacere. Faptul că vii din comunism, ai dezvolți o frică. Dar oamenii ăștia care au 20 de ani nu mai vin din comunism. Exact. Sunt super dezinvolți. Au complet altă abordare. Altă abordare. Foarte curată. Foarte... nu e îmbâxit nimic în capul lor. Deci mă uit la ei, nu vine să cred. iubesc pe ăștia mici. Am echipa mea formată numai din oameni tineri. Îi iubesc. Vreau să învăț de la ei cât mai multe lucruri și, bineînțeles, că și eu îi învăț la rândul meu că nu ar sta lângă mine dacă n-ar avea un model în mine și ei stau lângă cineva care îi inspiră. Altfel, copiii ăștia tineri nu pot, nu pot lucra cu oameni care nu sunt de vârsta lor pentru că nu vorbesc aceeași limbă, efectiv. Dar sunt geniali. Care sunt uh, simptomele, dacă poți să iei așa, ale unei afaceri care simți că. Se duce în jos, că nu mai are șanse să crească. Adică, la ce ar trebui să fie oamenii atenți? În primul rând, când spunem pasiune, toți oamenii spun da, lucrează pentru că are pasiune. Da, pasiunea asta durează și ea, ea devine o expertiză. Tu trebuie să devii expert în domeniul tău. Dacă ți-ai ți -ai petrecut 30 de ani sau 20 de ani din viață și tu nu ai devenit cel mai bun pe plantația ta, trebuie să înțelegi că ai o problemă de ăla îmi simtăm că nu o să meargă mai departe. Nu o să meargă mai departe. Adică o să fie ceva mediocru. Noi să știi că rămânem pe plantația noastră, am fost și locul 1 în trending și locul 2 și locul 3 cu podcastul, ceea ce ne dă speranță, doamna Cristina, să continuăm. Um... Știi ce vreau să, să te întreb? În 2022, toți oamenii se întreabă, acum e război, după 2 ani de pandemie, în ce să investească banii? Și ții minte că mi-ai povestit că tu ai vrut să investești banii tăi în, în imobiliare și ai investit în Norvegia, undeva departe de zona asta de conflict, undeva într-o țară cu alte perspective. <coughs> și te întreabă oamenii care sunt aici, hey, și vrem noi și în ce să investim, ce să facem cu bani? E, după, după emisiunea ta, vreau să spun că mi-a sp mi scris o doamnă care a spus că are 40.000 de euro în cont, ce să facă cu ei, cum să investească, că ea nu e om de afaceri. Eu, neștiind că nu e om de afaceri, am spus oricum per ceva care are valoare reală și a, va, obiect a cărui valoare crește și ai, ai da. un fel de lichiditate, sau, deci, că... sau trebuie să identifice fiecare pentru buzunarul lui, trebuie fiecare să identifice să înțeleagă la, la nivelul lui de cunoaștere. Adică degeaba ai spun eu unui om cred, să crezi în Elon Musk. Ce o să creadă? Că i-am spus eu, adică chiar așa? Da, și oricum dansează și prost. <laughs> trebuie să cum dansează? nu. tu nu crezi că Elon Musk e extraterestru și o să aflăm chestia asta peste vreo 2 ani? Nu. <laughs> Bine. Ține ok, mine. poate să fie. și deci, eu cred orice, absolut orice. Dacă nu, nu, știu subiectul, dacă tu îmi spui, ok, mă pot poți să, să cauți pe Google sau pe YouTube să-ți cum dansează. Adică ce făceam eu breakdance în liceu, chiar eram profesionist. <laughs> și am spus, dacă ești om de afaceri și ai, ai, o activitate, investește în materii prime. Adică ce este sufletul unei afaceri? de producție, de exemplu, materiile prime, în cazul unui, unui business de servicii. Și businessul de servicii are o materie primă lucrurile de care ai nevoie ca să continui business în caz de criză. Adică acum vedem agricultură, fermă, mâncare, tot, produci ceva. Produci ceva și ții deci acolo. vin de casa, cumpără niște găini, niște ceva, fă ceva. Ideea e că după război, de exemplu, multe companii au devenit companii de modă, Levi's și nu știu, și alte exemple, care aveau stocuri de țesături. Ei pur și simplu au S-au au, -au inventat atunci după război, că nu mai era nu mai nu, nu găseai nimic. Au devenit instant numărul unu mondial. Sau numărul Deci, 1 lucruri în piața palpabile, respectiv. lucruri pe care poți să știi că omul o să aibă nevoie de ele. Exact. În caz de război banii nu țin de foame. Dacă e un război mondial, să zicem, toată bani, banii nu țin de foame. Nai cum să mănânci bani. Nu-ți folosesc, adică la nimic. Deci, ai nevoie să-ți să acorzi să-ți. Să Livre să să-ți procuri nevoile de bază. Aer, mâncare, apă, casă. Și atunci mai bine investești în tine, investești în niște lucruri care dacă nu dă bombă acolo, nu poți să. Ideea e că tu trebuie. Dacă, ori de câte ori ai ales să investești în tine, ești câștigat. Pentru că lucrurile pe care le înveți, pe care le ai în cap. Ori de câte ori ești mai deștept, începi să mai pierzi din frici, să începi să, să înlocuiești fricile cu ceva uh, valoros, tu reușești să produci acea valoare în caz de criză. În caz de criză, oamenii care nu se panichează sunt cei care ies din criză. Cei care se panichează rămân în criză și după ce trece criza. Asta e diferența între oameni. Uh -huh. Chiar dacă a venit pandemia, pe mine nu. Ok, m-a speriat pandemia, am înțeles cât e de grav. Mi-am dat seama că putem să asistăm la o, o catastrofă mondială. Dar am zis, ok, până când nu se întâmplă asta, pot să o accept că s-a întâmplat? Nu. Ce facem acum? Și am început să lucrez cu o echipă foarte mică, să vindem online, să retragem stocurile din magazine, vindeam stocurile din magazine online. Marfa era blocată în magazine. Dar nu mai mergea nimeni. să Și magazinele erau închise. Da după care sunam clienții să le mulțumesc că au cumpărat stând acasă. Oamenii stăteau acasă și cumpărau pantofi. De ce? Să ne susțină. Oamenii doreau ca noi să existăm și după pandemie. Eu, Cristina Bătlan, îi sunam și le mulțumeam pentru că au comandat și spuneam, eu sunt Cristina Bătlan de le cădea telefonul din mână când îi sunam. De Dar mie, mie. nu mi-era rușină să fac asta. Eu eram model pentru oamenii mei. Eu, asta, eu spuneam, dați-mi lista pentru astăzi și primeam 100 de numere de telefon, 100 de oameni cu care să vorbesc. Și nu vorbeam prostit, doar pur și simplu cerea strict la subiect că le și cum mulțumesc. Sună, bună ziua, sunt Cristina Butlan, fondatoarea. Bună ziua, sunt Cristina Butlan, vă sunt din partea Museu, sunt Cristina Bătlan, vă mulțumim pentru comanda. Aș dori să aflu dacă vă mențineți comanda, ca să nu livrăm o comandă inutil dacă oamenii doreau să o anuleze. Adică tu, practic, bossul din, ca din capul firmei ai trecut lângă oamenii tăi din call center, din exact. angajați, ca să susții acolo. Sunam... A da, intrat în tranșee. Lucram cot la cot cu ei și mai mult decât ei, pentru că cum pot, poate o echipă să lucreze când liderul lor nu e cu ei? Nu există așa ceva. Însă echipa noastră lucra împreună cu noi, am sunat toți furnizorii și am amânat toate plățile la furnizori cu șase luni, cu opt luni, cu un an. Am avut furnizori care nu credeau că există covid mi-au livrat materii prime să producem viziere și acel om a murit de COVID. El nu credea că există COVID. Deci mie... E, e singurul om de care știu că a murit. L-am văzut, am vorbit cu el, mi-a spus nu există COVID, îți trimit tot ce ai nevoie să produci și apoi să aflu că după o lună a murit de COVID. Ce? Și practic tu, de la pantofie, de la papuci, ai trecut să faci vizierele acelea? Pentru că nu vrei să stai. Vrei să faci ceva. Odată că ne-am ne dat, ne dat, ne dat, seama că putem să ajutăm prin ceea ce, cu ceea ce puteam, ce, ceea ce știam să facem. În plus, am lucrat eu și doar eu și Roberto pentru o firmă din Bulgaria și am făcut 3 milioane de măști le-am produs în România, în fabricile de confecții din România, dar nu în fabrica noastră, că noi nu le puteam face. Dar noi i-am ajutat pe ei să le facă. Și am, am făcut tot business-ul ăsta cu măști. A fost îngrozitor. Chiar dacă sunt măști, chiar dacă e pandemie, chiar dacă da, sunt un om care nu avea conexiunile voastre putea să facă chestia nu. asta? Nu. Nu. Nu și dacă, de asta spun, aici ne întoarcem la ceea ce m-ai întrebat, este etica bună în business? Da, fără etică nu intri, nu deschizi nicio ușă. Noi am deschis ușile pentru că eram noi, nu pentru că nu era țara în criză. Nimeni nu știa după pandemie unde o să ajungă muzet și dacă mai există muzet. După pandemie, dacă 500 de oameni rămâneau acasă și trebuia să plătim vreo două, trei luni salariile, vorbeam de muzet la timpul trecut. Muzet acum cât valorează pe piață? Probabil că valorează la, undeva la 30-35 de milioane. De euro. De euro, da. Uh, știi, sper că oamenii să învețe din ce înseamnă reinventarea asta și chiar aș vrea să, să te întreb pe tine uh, în, în toată povestea asta și în toată experiența asta, care a fost cea mai bună investiție pe care ai făcut-o? Și apoi să zic și de afacerea pe care ți-o propun. 35 de milioane de euro, că luăm cel puțin 32. <laughs> Cea de mai... fapt, o să luăm vreo 40 că o să se împrumute de încă 5 milioane ca să ia afacerea noastră. Ține minte aici. Ea nu mă crede, dar o să vedeți. O să vedeți oameni buni. Da, e cea mai tare. Mi se pare foarte tare să... Deci tu o să te împrumuți de bani ca să cumpere afacerea noastră. Ok, super Bine. tare. Îmi place. Mi se pare cel mai tare lucru. Dacă reușești să, să faci pe cineva să-și consume toți banii și să se mai și împrumute, e maxim. E perfect. Bine, ține minte. <laughs> Mi se pare că cea mai bună investiție e aceea pe care o faci în tine și dacă mergi pe premiza că ești perfect, oricât invers, investești, investițiile alea te duc înapoi la perfecțiune. Tu scapi de toate fricile, de toate clișeele, de toate limitările pe care ți le pui în fiecare zi. că îți spune cineva că nu e suficient de bun, că nu e suficient de performant, că nu ești eficient și așa mai departe, ori pur și simplu că asta crezi tu despre tine, că nu-ți nu arăta nimeni cât de bun ești. Și eu acum mi se pare că rolul meu este să arăt tuturor oamenilor pe care îi întâlnesc cât de bun sunt și că sunt bun la ceva. Ok, dar când peste chestia asta care e uh, de coaching așa, când spui, uite, Cristiana Bătlan, mâine care e cea mai bună investiție pe care ai făcut Ai băgat bani în ceva și a fost cea mai bună investiție? Mi se pare că acum... Apartamentele din Norvegia pe care le-ai cumpărat? Apartamentele din Norvegia nu sunt o investiție bună, au fost doar să se, au securizat o doar o sumă de bani și mi s-a părut corect atitudinea mea față de Adi, adică m-am consultat cu Adi și am zis, Adi, asta e pentru tine. Nu știm, la ce școală vrei să mergi, unde o să vrei să mergi așa mai departe. Și asta mi s-a părut că am eu obligația să fac, pentru că și pentru el e important să, să știu că are un confort cât de cât, știe că, wow, nu, e, da. nu rămâne pe stradă dacă rămâne singur, deși și el a învățat că s-a născut singur și că toți ne-am născut singuri și că suntem singuri. Asta l-ai învățat tu? Da, l-am învățat eu și cred că îl învață și Roberto în curând. Adică, și el înțelege că tot timpul e singur. După divorț, el a rămas mai apropiat de tine sau de Roberto? Este apropiat de amândoi. Și învață tot ce e mai bun de la noi și mi se pare extraordinar da, la un de la dat, el. Știi cum e. Ești un pic mai, un picuț așa mai aproape de Mi se mai. pare că la un moment dat a fost mai apropiat de Roberto pentru că Roberto îi făcea toate poftele. Eu sunt mult mai exigentă decât Roberto, sunt mult mai realistă și acum înțelege valoarea și e cumva apropiat, mi se pare că e mult mai apropiat de mine. Însă aplică tot ceea ce a învățat de la Roberto, evident, permanent. Este mult timp toată lumea și, și acum. Adi este copia lui Roberto, adică și arată ca el. E un model, oriunde se duce și rezolvă problemele. Îi place că suntem două persoane puternice, asta își doresc copiii, Correct. asta doresc să vadă în părinții lor, indiferent cum sunt părinții, trebuie să fie puternici. Să dea starea asta de securitate copilului, să fie etici, să nu, să nu se lase șantajați, hărțiți, adică noi nu am acceptat niciodată asta, nici eu, nici Roberto. De asta cumva ne-am și despărțit, adică este de felul nostru așa de a fi. Foarte, foarte straight, foarte strict Și probabil că între noi ne-am permis să ne, să ne șicanăm sau să ne facem chestia asta, dar altfel cu alt, alți oameni nu. Pentru că ne-a fost permis să încercăm unul cu celălalt, probabil. Îmi place că vorbești așa deschis despre toate chestiile astea. Știi, de obicei oamenii nu vor să vorbească pentru că ați arăta, uh, nu știu cum să zic, uh, sensibilitatea și faptul că și tu ești ca ceilalți oameni care se uită, poate să fie de multe ori sălbiciune. Cum tu, Cristina Butran, să spui că soțul tău avea o relație în paralel de patru ani? Cum să zice asta? Nu! Tu ai părăsit! Tu ai fost aia care ai dat cu pumnul în masă, dar nu, știi? Oamenii, oamenii sunt vulnerabili. Câte... Dar mulți nu vor să-și arate vulnerabilitatea asta pentru că o consideră un uh, super minus și un super punct sensibil pe care poți să-l ataci. Tocmai uh, vulnerabilitatea ne face puternici, ne face, ne face să înțelegem că există, pe lângă succes, pe lângă material, există emoția asta de care trebuie să ți cont. La Imperiul Leilor, foarte multe femei au venit cu proiecte și chiar dacă nu am făcut oferta cea mai bună, s-au asociat cu mine. Pentru că, și, și doar, doar varga înțeles, zice, Cristina asta e o șmecheră. Ea înțeles că în business e vorba și despre emoție. ce ceilalți lei nu înțeleg, e vorba de doctorul. Care este un om spiritual și care vede. Și, mișto. și vede dincolo de bani, adică nu vede doar bani. Nu pot să spun că Așa ceilalți e. lei văd doar bani, dar măcar pe, pe scaunul de acolo văd doar bani. Mm -hmm. Uh, sar de la una la alta, dar fii atentă. Caracterizează într un da, un singur cuvânt pentru okay. fiecare, da? Șucu. Da. Rigiditate. Doctorul Enayati. Am zis bine, nu? Mm -hmm. Orașul medical. Spiritual. Spiritual. Uh, cine mai e? Sebi. Sebastian. Sebastian Dobrincu. Uh, jucător. Și Cristina Bătlan. De data asta, mult mai dezinvolt. Mohamed Murat. Actor. săvârșit. Se ducă așa la toți lei. Mama, ne aspart, deci ne e toticul nostru. Un siriac. Nu... Nu-l cunosc. Profesorul perfect. Gigi Becali. La fel, nu-l cunosc. Cum e Gigi Becali? Un cuvânt. Teatral. Teatral. Să știi că n-am uitat de Dragoș Petrescu de la Imperiul Eilor, care e leu actual. Vrei să-ți spun? Da, un cuvânt. Vreau de asta, te-am vrut să te trec prin toate. Eficient. Frații de deman. Frații de deman sunt cunoscuți de, toate, mm -hmm. toată lumea. Tot nu-i cunosc, dar știu că au un business foarte bun, nu-i cunosc personal. Foarte bun jucător de echipă. Jucător de echipă. pe nu intru eu acum pe cei mai bogați români. Uh -huh. Stai să vezi acum că te întreb aici de nume uh -huh. și de oameni ăștia și vreau să-mi spui de exemplu și care e uh, omul de afaceri care îți place ție cel mai mult. Nu am un model de om de afaceri, însă de la fiecare om de afaceri îmi place să iau lucrurile care sunt cele mai bune. În Imperiul Leilor mi-a plăcut foarte mult pentru că am avut de învățat de la fiecare leu. De la Danșucu am învățat că rigiditatea asta în a a trata business, afacerile, câteodată este binevenită și te, te scapă de multe probleme. Îți dă și o siguranță. Îți dă o siguranță. Uh... Că nu riști. Nu riști, dar nu e vorba că nu riști. Spui lucrurile de la început, adică creezi niște așteptări corecte omului din fața ta. Pe când, dacă eu sunt foarte drăguță și las pe om să creadă că o să facă ce vrea el, vine la orice oră vrea el, începe programul și... O să se joace cu banii mei cum vrea el? Mm -hmm. Nu este treaba bine. Nu e că eu permit așa ceva. Doar las impresia la început că sunt foarte drăguță, dar nu e că permit asta. Eu tot încerc să caut aici clasament de Uite, oameni. Uite, vezi, tu până acum m-ai întrebat numai despre bărbați. Eu te-am întrebat despre oameni extrem de vizibili din punct de vedere da, dar al oamenilor se set la podcast. Că nu că nu e nicio femeie în întrebările Iartă tale. Iartă-mă, Camelia Șucu. <laughs> Nu pot să răspund dacă am răspuns despre domnul Danșuc. Dar de ce nu? Mi-ai provocat, haide! <laughs> nu, da. nu ți se părea ciudat? Uh, nu. Păi nu, e ciudat. Nu, Uite, nu ăsta zis. e rolul lui Chapter, să-și facă ca aceste femei să fie vizibile și să apară în topul ăsta, top 3, top 5, nu top 700. Adică Cameria Șucu e în top 700? Nu e în top 700, dar nici nu e în topul ăla în care îți vine pe buze numele ei să vorbești despre lucrurile pe care le face în mod constant. Mm. Pentru că nu sunt femei atât de active astăzi. Anastasia Soare? Anastasia Soare este antreprenor, în, în adevăratul sens al cuvântului. Acum, când mi-ai zis de femei, încerc totuși să vezi, mă Vezi, gândesc greu. la da, E la femei. foarte greu. Despre uh, asta e, cu toate e vorba. Și că sunt convins că sunt foarte mult. Da, ah, gata, știu. Mi se Anca pare Vlad. Că... Exact. Asta am să <laughs> Anca Vlad, stai un pic. Mama e... antreprenorilor. E deci Anca mai tare Vlad antreprenor. Este mămica business nu? La femei? Da. Mama e... consecvenței. Perseverenței. Cred că vă ajută și vitaminele de la farmacie. Da, e, vezi? Are ea secretele ei. Are secretele ei, trebuie să le aflăm și noi. Mai ziceți, hai ziceți de business. Ia să vezi. De deci, să vezi. Despre asta e vorba la chapters. Despre femei care nici măcar nu sunt, nu există, pur și simplu. În gândirea noastră, meseria de om de afaceri e pentru bărbați. Nu e pentru femei. Deși femeile sunt egale cu bărbații. E, nu e chiar așa. Eu am noroc pentru că mă consider norocoasă pentru că am început să lucrez împreună cu Roberto, de la egal la egal, 50-50% într-o companie. M-am simțit permanent protejată și de el și de Roberto, așa A că, cu alta. așa că n-am simțit cumva, n-am simțit diferența asta de gen de care se vorbește azi. Să știi că eu tot am încercat să fac glume, să te provoc legat de Roberto și de faptul că el a plecat sau nu știu ce, dar în același timp am admirat faptul că ai vorbit foarte deschis despre lucrurile astea, că ai vorbit uh, foarte corect și direct, că la un moment dat, uh, uh, nu știu, te-am simțit așa ca un om care. Practic ok, ai pierdut ceva din tine, pentru Correct. că n-ai cum să zici că n-ai pierdut ceva din tine, dar e suficient de puternică să construiești de aici înainte. Corect. Și eu dacă aș putea să pariez, eu aș paria pe ambiția ta, pentru că mi se pare că uh, văd o Cristina Butlan care are uh, 700 de euro acum în uh, buzunar și are aceeași ambiție pe care o avea când a renunțat la facultatea de drept. Și cred că, nu știu dacă ambiția asta se, se este și uh, datorită faptului că poate vrei să-i dovedești și lui că poți sau că vrei să-ți dovedești și ție și că vrei să dovedești și altora care spuneau că voi doar împreună ați reușit și că nici nu contează că tu o să reușești. Știi ce? Da, nu, nu am nimic de demonstrat. Normal, la cât de mulți bani am astăzi, aș putea să nu fac nimic. Tocmai că aici e conflictul cu mine. Cât aș vrea să fac și cât nu aș vrea să fac. După Roberto, de exemplu, ar trebui să nu fac nimic. Nu am nevoie să fac ceva. Pentru că am un business asta, suficient de important și de greu de condus, cum e Muzet, ca să nu mă mai apuc de altceva. Dar, Dar știi eu de sunt... ce fostul tău soț se spune că după mine tu nu trebuie să faci nimic? Știi de ce, nu? <laughs> nu. Spune că e frică de tine, pentru că știe că ești ambițioasă, că ești o leoaică de aia încăpățânată și că nu o să te lași. Și simte competiția, cum e suflă în ceafă, știi? Da, nu. Deci nici el nu s-ar lăsa în locul meu, pentru că și el e construit la fel. Dacă are opțiunea de a face ceva și are posibilitatea, imediat se angajează să facă. Suntem construiți la fel. Ne potrivim foarte, foarte bine. Probabil ca persoane suntem, avem potrivire de asta, de 85%, 90%. E să, foarte greu. O să mai am câteva întrebări și apoi îți propun afacerea okay, aia de care o să te Imediat o să spun. <laughs> uh, ce hobby-uri ai? Ah, hobby de a sta cu mine, minim două ore pe zi, în fiecare zi, deci orice program am, vreau să mă scol cu două ore înainte, să am timp să stau cu mine. E grav. Asta mi se pare cel mai frumos lucru. Să am timp să stau cu mine dimineața, după care yoga, bineînțeles. Asta pentru că sunt cumva responsabilă de corpul meu și așa. Nu că îmi place neapărat să fac yoga, dar simt că nu mă simt bine dacă nu fac. Să beau ceai este cel mai important ritual pentru mine și mi se pare că dacă am o adicție, asta ar fi adicția mea, dar pot să mă las și de asta, sunt super dură și îmi place foarte mult să beau ceai. De ce? Că trăiesc toate momentele în care am fost în Taiwan, am adus ceai, eu știu foarte multe lucruri despre asta, am mulți prieteni care, de la care am cumpărat ceaiul și e o întreagă poveste, deci pot să vorbesc până mâine dimineața, așa că nu deschid subiectul. Facem podcast partea a doua. Da, ceai. e despre ce ai și despre cultura chineză, japoneză și așa. Ce, fobiul să încep orice proiect, să îmi propun lucruri de astea imposibile și să reușesc să transmit echipei mele că se poate? Uite, când ai spus că te trezești cu două ore mai devreme să ai timp de tine, mi-a venit în minte uh, un lucru pe care l-am vorbit cu un prieten foarte bun, îl cheamă Aurel, îl cheamă Aurel Oprea, Mărica, îi spunem noi, nu știu dacă o să vadă podcastul ăsta, dar la un moment dat l-am întrebat bă, ce faci, de ce nu răspunzi la telefon? Și mi-a zis până la ora 12 ziua, telefonul ăsta nu există pentru mine. Și am zis, bine mă, dar de ce nu există telefonul ăla? Și mi-a zis, pentru că eu în fiecare zi vreau să-l construiesc pe aurel de peste, de peste 10 ani. Păi mi-a rămas în cap chestia asta. Adică, omul ăsta, în fiecare zi, își alocă două, trei ore lui să meargă la sală, să aibă grijă de el, să bea un ceai, să citească o carte, să facă exact. ceva, pentru că el vrea să-l construiască pe omul care va fi peste 10 ani. Și mi s-a părut genială treaba asta. Dacă nu... Așa că, dacă cei care se uită la noi pot să-și ia o oră, două, exact cum zic, să stea mai devreme, să aibă timp pentru ei ca să-l construiască pe omul care uh, îl doresc să-l vadă peste câțiva ani în oglindă, e genial. Măcar să te întrebi unde ai ajuns, să afli cine este omul din timpul prezent cine este omul în fiecare dimineață, ce ai ajuns, ce ai devenit, cum te-ai transformat. Ești pe drumul cel bun, nu ești, îți place drumul ăla, care, -i? care -i? unde duce drumul tău? Și până la urmă, drumul nostru al tuturor ar trebui să ducă către divinitate, dar trebuie să înțelegem asta, să putem să ne ducem acolo. Unii aleg încă nu-s pe drum și alții nu știu cum să ajungă. Știi, sunt pe un drum, dar nu știu pe care, cum e drumul. Ești fericită? fericirea e un moment între două, două, momente nefericite. Ca să știi ce e fericirea, trebuie să fi știu ce e nefericirea. Divorțul e nefericire? Este nefericirea de moment ca să-ți apară o fericire. Adică e fix momentul ăla. Nu poți fără divorț să apară o fericire. Și acum ești fericită? Eu sunt fericită, da. Și ce înseamnă fericirea asta? Fericirea înseamnă că ești mulțumit cu ceea ce ai, că nu aștepți nimic în plus din afara ta care să-ți ofere o bucurie mai mare decât aia pe care o ai tu însuți. Ce trebuie să facă oamenii să fie fericiți? Nu trebuie să facă nimic, trebuie să nu-și mai dorească lucruri. Și Pur și simplu să, se uită să la renunțe. Și o să zică, da, doamna Bătrân, am vorbit dumneavoastră așa, dar știți cât e factura la gaze, știți cât e factura la, nu știu, la curent, știți cât costă litru de benzină. E corect. Mereu întotdeauna ne uităm la lucrurile astea care e normal să fie, știi? Știu, dar dacă te uiți la gaz și vezi cât e factura, dacă ești nefericit, crezi că se schimbă factura? Nu. E la fel, la e fel. și nefericit și cu gazul. Ai văzut? Adică și cu și fără. Hai da. să căutăm o soluție, să rezolvăm problema, ca să avem bani, să plătim factura la gaz. Mi se pare mai Adică mai să mai nu de milă. Nu, nu supor să-mi plâng de milă. Bunica mea m-a învățat un singur lucru. Cristina, dacă ai o problemă, să nu o spui nimănui. O spui doar oamenilor pe care, despre care știi sigur că te pot ajuta. Uite, eu legat de povestea asta, am o pildă, dacă pot să spun așa, dată de un prieten foarte bun, Arpil cheamă, care îmi spune în felul următor, fratelo, problemele <laughs> sunt făcute să fie rezolvate, nu să fie inventariate. Și mi s-a părut foarte tare chestia asta, mi-a rezolvat foarte multe probleme dintr-o dată. Ai văzut? De probleme dată. Adică problemele nu <laughs> sunt făcute să le inventariezi, sunt făcute să le rezolvi. Asta e treaba noastră, moment cu moment. Ai ți de de bunica ta câteodată? A, totdeauna. Ți-ar plăcut mine. să știe cât de tare ești? Să te vadă la televizor? Mm, da, ambele bunici. Ambele da? trei bunici. Uh -huh. Că eu sunt copilul cu trei bunici. Mama, ah. tata... Și o bunică de la București. Cu care am locuit eu și care a fost parte a familiei noastre, cu care am stat cel mai mult. Și de la care am învățat foarte multe lucruri. Era o străină pe care tu apoi ai denumit-o de da. bunica ta? Da. Și știi, copilul ăla care când era mic își dorea să apară la te să uite doar la televizor, acum apare la televizor. Ești tu. Da, exact. I Ar fi plăcut să te vadă? Da, cred că mă vede. Adică avea, ea mi-a dat cea mai mare încredere în mine. Adică știa că pot să, că pot să, să, deloc. să, fac tot, tot ceea ce îmi doresc. Și spunem un top 3 și spun afacerea după asta. Un top da. 3 oameni de business din România care îți plac ție cel mai mult. Hmm. Dragoș Petrescu. Dragoș Petrescu. E mama eficienței, deci n-am văzut în viața mea. Și are și umorul ăla de care are nevoie un om de afaceri să poată Dragoș rezista. Dragoș Petrescu, unul dintre lei. Ok, da. Dan Șucu îmi place foarte mult pentru că e super serios. Aole, și ai zis 3, dacă îl pun pe Varga acum, s-a terminat nu, să... Top scoț, 5, nu, trebuie da. să scoți. nu poți să-i pui pe toți că sunt colegii tăi la Imperiu. Nu, tocmai, tocmai asta mă gândesc și eu. Uh, uite, Roberto Bătlan e un om de afaceri model pentru, pentru mulți oameni, pentru etică și cum e el, felul lui așa nebun de a fi. Și încă un om de afaceri pe care îl cunosc eu. Pe cine să zic? Cunosc mai mulți, da. pe cine să zic? Trebuie să fie întâmplă asta. Deci ai zis Dragoș Petrescu, doctorul, nu? Nu, am zis Danșucu. Dan Șucu. Dan pardon. Doctor ar doctorul, ar fi, dar ai zis să nu-l pun. Ok. Ar fi doctorul, ok. Doctorul Do da. Doctorul Naiati. Apoi este Roberto Bătlan. Da. Omul cu care ai stat 30 de ani. Da. Așa. Și? Și eu câți mai am? Mai am unul? Unu. Chiar să fie top 5. Și eu, cum nu sunt o modestă, ar trebui să mă pun în top? nu, nu, nu persoanele de față se exclud. Ok. Hai, că să Dar nu știu, nu știu cine, pe cine să pun. Hai, zi. Tome. Mm. -hmm. Pe restul nu-i cunosc. Adică top la mine top 5. un om de afaceri, dacă are bani, nu e top suficient. 5. Adică uh -huh. trebuie să fie etic. Top 5. Top 5. Cine să mai fie în topul ăsta 5? Uite, Florin Balta. Și acum o să vin și o să fiu pe locul tău și o să spun, Cristina Butland, în top 5 la tine nu se regăsește nicio femeie? Chiar nu le dai nicio șansă? Da, vezi, Des, ai nici dreptat una. nici eu. Nu te-ai gândit. Eu m-am gândit doar la mine, da. îți dai seama ce ego mare. Tocmai de asta, pe 28 aprilie, trebuie să vedeți că există femei de business. Vezi, exact. deci te-ai pui pe Anca Vlad, dar nu te-ai gândit numai la bărbați. Vezi? Pentru că ei sunt mult mai mediatizați, că ei îmi inspiră mult mai multă forță sau de ce? Deci după emisiunea asta trebuie să o sun pe Anca Vlad, trebuie să mă întâlnesc cu ea, să vedem. Să rămână doamna Anca Vlad. <laughs> Să știți că și noi ne cumpărăm paracetamol de la... Catena. De la Catena, pe cuvânt. <laughs> și... <laughs> da, deci ai și văzut... Și nu cum pe aici la podcast. Exact așa de... cum ai spus. Perfect. Am prezentat uh, festivalul Brazilor de Crăciun într-un an da? și mi-am dus că aminte că am strâns foarte mulți bani și la un moment dat, la o masă, acolo era doamna Anca Vlad și am jucat, uh, poate... Uh, pot să spun acum, nu știu cum să zic, am uh, premeditat ceva, m-am dus la o farmacie Catena, am cumpărat uh, pastile și uh, doamna i-am zis, puteți să-mi dați cât un bomb pentru fiecare pastilă. și facea, pe bune, ai cumpărat cât, nu știu, cât un flacon de așa Și ai zis, da, da, dacă am eu în capul meu ceva. Și mă duceam să prezint brad, festivalul Brazilor de Crăciun, bani care se strâng an de an pentru copii, pentru educația copiilor. Și mi s-a părut foarte tare că oamenii a licitau acolo și l-am dat mai vreau să smul niște bani, încă o dată bani care merg pentru copii, pentru cru, crucea roșie, pentru salvați copiii, nu? Uh -huh. Pentru salvați copiii. Și e fabulos ce face uh, acolo Gabriela Alexandrescu, nu da. uh, Nu vreau să greșesc și țin minte că am scos așa bonus ce am, doamna am Vlad, mai vreți la pradul ăsta? Uitați-vă, ne cumpărăm de la Catena, știi? Și mi s-a părut că a fost o femeie extraordinară care a zis că, bă, știi ce, chiar vreau să ajut, și ajută de fiecare, dată. mi s-a da, părut da. genială. Bun, și acum ești pregătită pentru afacere? Da. Deci înainte stai să-ți dau un vin de la Sâmburești, oh, uh, bei <laughs> Eh, nu prea beau, dar. Sunt partenerii noștri. Exact, exact trebuie rog. să Sunt cei de la uh, Sâmburești, uh, Château Valvis, chiar un vin super bun. Serios, uh -huh. Sâmburești îți recomandăm alb. Dar să știi că voiam să-l numesc pe domnul Valvis, mai ales că îl apreciez foarte mult pentru Aqua Carpatica. Băi, noi suntem fani Aqua Carpatica, acum nu că e partenerul nostru la podcast, dar jur, are cea mai șmecheră sticlă de apă plată, pentru că poți să bagi toate vitaminele alea fără nicio problemă. Avem aici așa apă plată, deci mi se pare cea mai tare. Vreau să-ți spun că... Și cel mai tare design, jur. Da, mergea la, mergea la sală, mergeam la aceea sală și la un moment dat mă întreabă, dar cum ți se pare apa asta plată? Și zic, păi cum, are cea mai tare formă. Da, și el zice, nu, dar tocmai mă gândeam să schimb sticla. Nu! Și am zis, nu ți-ai da, nu ți dat seama, uh, îți dai seama cât spațiu ai pierde într-o magazie dacă schimbi o sticlă pătrată cu una rotundă? Da, exact. Și în momentul ăla a zis, ai dreptate. Și sticlele apătrate intră frumos în frigider. Exact. Tu Perfect. Se Aqua Carpatica sunt cu noi tot așa de la început și sunt niște oameni pe care noi iubim genial și îmi place ambalajul. Uite și cu sticle astea, cutiile de apă minerală uh -huh. și mă gândeam la un moment dat, cum tot spunem noi de Aqua Carpatica, la un moment dat poate nu o să mai fie cu podcastul nostru ciucă, nu o să mai vină nimeni. Asta e. dar sunt Foarte mișto ambalajul, nu? Contează foarte mult designul ambalajului contează și cred că sticla lor este are premiu pentru design. Este o sticlă celebră. O poți pune în frigider? Unde mă? de sticla cu acea, de cu acarpatica la jumătate. No. Să facem, no, cum mai se spune? Noi avem e. și de sticlă. E foarte tare. Da, păi este frigider doar așa, de sticlă. Pam. Da. Păi e și de plastic. Aia de plastic. Mie mi îmi place aia de plastic care are și, gaura mai mare și da. poți să bagi și pastile de mm -hmm. vitamine. Da, foarte, foarte. Bun. Acum ești pregătită pentru afacere? Da. Vinul da. e pentru tine. Am okay. vrut să-ți dau roșu, dar am zis alb, că n-am aflat acum okay. mai multe și... Bun. Deci... Am, Știu care e propunerea. Ai tot... Știi care e propunerea? Da. Ia zi. Dacă se termină toată apa de pe planetă, câți bani dai pe apă? Nu. Ai pierdut. Ok. Altceva. Zi mai tare. Ai toți banii tăi. Ok. Îl și pe... Fostul soț. Ok. Fostul. Dar obișnuit cu chestia asta? Da. Fostul soț. Da. Te duci la bancă și te împrumuți. Așa. Pentru că eu am aici o chestie care se numește timp. Și eu vin la tine și îți spun în felul următor: <cute> Cristina Boclea. Tu îmi dai toți banii tăi, te mai și împrumuți, dar aici avem uh, pentru 10 oameni apă. Și mergem așa, la Ion Siria, care are 2 miliarde. Și spunem, nea Ion, îți dăm o gură de apă de asta, care de fapt, de la 80 de ani, te întoarce la 40 de ani. Ție, Cristina Bătlan, îți dăm apa asta să bei, care te întoarce de la 48 de ani, înapoi când era în primul tău an de facultate. Și te-aș întreba, ai dat toți banii din lume și te-ai împrumutat ca să dai timpul înapoi și să ajungi iarăși atunci când erai tânăr? Să știi că nu sufăr de chestia asta neapărat, dar da, aș da tot timpul înapoi, adică aș putea să pornesc oricând de la zero. E ok, ar fi un nou challenge, nu mă, nu mă, sperie deloc. Pentru că mie mi se pare că e important ca oamenii să conștientizeze că clipele și momentele nu se mai întorc. Și că nu mai poți să dai timpul ăsta înapoi. Și că dacă am deschide apa asta, care ar fi apa asta miraculoasă, și merge așa la Ion Tiriac și am zice, beți o gură și o să aveți 40 de ani, Cred că oamenii ăștia ar, nu știu, ar, ar prețui mai mult, adică să, să ai din nou timp. Pentru că bani știi să faci, Ce ai făcut odată, o să mai faci încă o dată și clar încă o dată. Dar timp, amintiri, prieteni, familie, apropiați. Ideea este că pentru mine timpul, dacă stau să mă gândesc neapărat la timp, este o iluzie până la urmă. Dacă tu stai și te gândești că trece acest timp și trece acest timp, ok, el va trece trece oricum. Dar dacă tu îl gândești că este o iluzie și este doar atașamentul tău în spațiu și în timp, că nu există asta, că eu, efectiv o iluzie, nu te mai interesează să, să, stai atârnat în timpul ăsta atât de mult. E tot o iluzie. Tu în momentul în care te duci la Vipassana, 11 zile nu există timp. Da, da. Uh, uh, ficatul tău, inima ta, mâinile tale, plămânii tăi, uh, pentru ei există timp. Mm. Acolo, în momentul în care faci asta și faci meditație, aproape că și pentru organe, timpul se duce înapoi cumva. Stilul de viață îți, îți salvează organele. Ai multe lucruri pe care poți să le faci. Dacă vezi, e, și e științific, adică nu sunt chestii, nu e... Dar e nu... o metafizică demonstrată. L-ai pe Einstein aici. Da, e bine. Cu noi. E vorba despre asta. Dar nu crezi în același timp că singurele lucruri cu care rămâi în viață sunt amintirile? Experiența, doar despre asta, cred, și dezvoltarea personală care înseamnă experiență. Asta înseamnă dezvoltarea pentru mine, experiență. Și atunci întrebarea mea este, vrei pentru toți banii pe care ai, plus încă bani cu care te împrumuți, doza asta care să poată să întoarcă oamenii ăștia care au furat de mulți bani cu 30-40 de ani înapoi? Eu cred că... Dacă nu vrei, mă duc la Danșucu. Eu cred că ori mă duc de câte la ori, Corect. De câte ori dai înapoi timpul, de fapt îți, E tot o formă de, a, de a ți prelungi viața cumva. Și, și, opțiunea asta, doar că te gândești, îi dau ia timp înapoi, dar de ce să-i dai timp înapoi? Lasă-l să aibă experiența lui pe care o are. Eu să moară. Asta e, toată lumea moare, nu? Ți-e frică nu. de moarte? Nu. Te-ai vreodată? Da, în fiecare zi. Nu cred. Da. Cum te gândești? Adică în momentul în care mi-era frică să sar în apă, mi-era frică să sar în apă pentru că mi-era frică de moarte. În momentul în care tu îți spui că nu-ți mai e frică de moarte, eu cel puțin așa vorbesc cu mine, că dacă ar fi să mor în secunda asta, mor așa și nu mai am nicio frică, atunci pot să sar. Mm -hmm. Și gata, am scăpat. Deci asta e, te pregătești să mori în fiecare secundă, să trăiești ca în ultima secundă. Și tu reușești să trăiești acum ca în ultima secundă? Da. Mi se pare că a fost alegerea mea să vin aici astăzi și a fost extraordinar și cred că pot să influențez și să duc înspre gândire pozitivă foarte mulți oameni în jurul meu. Îți mulțumesc mult de tot să fii puternică! Îți mulțumesc! Și oamenii o să găsească în descrierea podcastului nostru și linkul platformei unde pot să găsească aceste cursuri și unde pot uh, să se aboneze și să se inspire. În același timp pot să vină pentru 20, pe 28 aprilie la Sheraton sau să te caute, să găsească. Cei care văd podcastul după 28 aprilie uh, pot să caute linkul și să găsească cursurile. Îți mulțumesc mult de tot! Să știi că ești uh, foarte deschis, așa. Îți mulțumesc și. ai Dar n-am înțeles. A cumpărat afacerea noastră sau a intrat treaba ta? Domnul Țiriac, deci dacă mă duc la dumnealui și spun domnul Țiriac, vezi doza asta de apă și mâine aveți 40 de ani, eu zic, Ciucă că ne dat toți bani. <laughs> nu te crede. Ideea e cu omul puternic, mi-ai spus, mi-ai dorit să fiu o femeie puternică. Da, dar oricum. Omul ești. este puternic doar dacă cel din fața lui dă credibilitate. Altfel este așa cum e ea. Eu sunt puternică doar fiindcă tu mă vezi puternică. Eu te văd puternică <laughs> pentru că tu îmi inspiri mie puterea vezi? asta. Asta pe e care că -ai. unul ne inspirăm pe celălalt. De asta avem nevoie de modele. Despre asta e ceptors. Tocmai de asta managementul YouTube ne spune de fiecare dată podcasturile voastre trebuie să fie în maximum 60 de minute pentru a fi vizionate de cât mai mulți oameni. Iar noi le spunem celor de la managementul YouTube nu ne interesează, pentru că noi vrem să avem oameni de valoare cu care să avem experiențe și povești care pot să vă ajute. Tocmai de aceea și podcastul ăsta are aproape 3 ore. Wow! Și ai rezistat! Nici n-ai băut multă apă și nici n-ai avut nevoie la baie. Îți mulțumesc, mult! Super de experiență, îți mulțumesc! De Ești foarte tare, iar Cristina Butlan vă așteaptă pe Instagram, TikTok. Uh... <laughs> LinkedIn. LinkedIn. Acolo ai primit mesaje de la oameni wow. care au zis: 30 de ani de când sunt la Z, la Muzet. La nu știam despre ce e vorba. Așa. Pe, pe YouTube. Mai ziceți de unde? Din regie, vă rog? Am zis Insta Facebook. Am zis Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, YouTube LinkedIn. 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 Și în Și mai e Twitter, cu tare, nu Leila. avem. Cum? Imperiul Leilor. Ah, și la Eici, Imperiul Leilor, la TV. da. Doamne. Da, voi lua salariu acolo la Imperiul Leilor. Doamne ferește, dăm toți banii și toată munca și muncim. Eu am chiar m-am întrebat, filmat serios? două luni. Deci voi nu primiți bani? Nu aveți salariu? Nu! Cum să Cine să ne plătească? Jur, iartă-mă, că... adică te duci la serviciu la ProTV și nu vă dau bani? E mai rău, suntem negri pe plantație, așa spune Enaia. suntem sclavi aici, toată lumea ne abuzează, suntem sclavi, stăm de dimineața până seara. Deci voi stați de dimineața până seara, sunteți la ProTV, faceți audiență și nici nu vă plătesc? Nu. Și dăm și bani din buzunar. Că noi investim proprii noștri bani, adică nu ne dă nimeni niciun ban. Cât ai investit până acum la Imperiul Laiului? Păi așa, dacă toate afacerile vor Cât fi bune, două milioane și ceva de euro. Două milioane de euro? Mhm. Uh -huh. Și deci chiar nu vă dau bani? Nu. De unde să ne dea bani? Nici bonuri de masă? Nimic. <laughs> ne dau masă la prânz. <laughs> Vezi, <mă? laughs> și că să zicem, Doamne, ajută că nouă managementul protevene de salariu. Că uite, sunt alții mai rău ca noi. Au și milioane de euro și nu primesc nimic. Și care se cred mai deștepți, dar sunt praf. Și, și muncesc <laughs> mult de tot. Deci niciun mai salariu mai nu luați? De... De... Nimic? Nimic. Nici prime? Mm -mm. Păi faceți audiență. Facem și e e audiența cea mai bună a postului, adică n ea care au bani și pot să cumpere și să investească. Dar mi se pare că toți am acceptat nu pentru că aveam nevoie de afaceri noi, pentru că toți suntem implicați în ceea ce facem foarte mult. Vreați să vă vedeți la televizor. dată, ok, ne place de noi la televizor, de ce să ocupe timpul cineva care e mai puțin Da mai puțin arătos și mai puțin deștept să zic. Da. Da, vorba vine. Ideea e că am vrut și să fim și modele, să arătăm că societatea antreprenorilor este diferită de conceptul ăla de oameni care n-au suflet, care fac totul pentru bani, care se vând pe orice. Nu suntem genul acela de oameni. Și cred că asta e mesajul clar pe care am putut să-l dăm în acest sezon. E un show care inspiră în același timp și îi face pe oameni să aibă curaj să zică: Știi, eu am o nebunie în cap. Vrei să intri în povestea mea sau nu? Vreau să-ți spun că mesajele din primul tur față de mesajele astea sunt schimbate radical, adică oamenii au încredere, oamenii într-adevăr înțeleg că pot veni cu o idee doar, cu un startup, cu... nu trebuie să vină cu o afacere care e super profitabilă, poate să vină cu o idee genială, cum este cea în care am investit eu Oz Style Magic Rope, este un cordon de ondulat părul, care e o idee genială, simplă. Nu a inventat, omul n-a inventat apa, n-a inventat roata, dar poți cu o idee bună, pusă bine, o idee simplă, pusă bine în practică, să faci milioane. Și eu asta vreau să demonstrez că se poate face în România. În același timp mi se pare că n-am fi român, dacă după ce ne luăm la revedere n-am mai vorbit încă 5 minute ceea ce facem <tri> acum și pe final întrebarea e care e cel mai bogat dintre voi toți de acolo? Domnul Danșucu e cel mai bogat. El e? El e. Așa cum arată topul, cred că el e cel mai bogat. Și cel mai zgârcit? <laughs> Dintre toți lei? Mm, eu sunt cea mai zgârcită. Ai vrut să fii drag <laughs> Zici eu că ce nu mai Nu știu, investește? vă uitați voi la investiții. Am... Deci, băi, nu iau salariul la vreau. Imperiul Leilor. Vezi? Și eu vreau să cer mărire, nu mai cer. <laughs> Zi, Doamne, ajută că avem un loc de muncă. Cristina Butlan, îți mulțumim mult de tot. Ești o femeie minunată, fi la fel de puternică și la fel de deschisă. Sunt convins că po... Știi cum e? Eu cred că uh, oamenii aici pe YouTube și oamenii în general au nevoie de femei mentor. Iar eu cred că tu ești o femeie mentor și, încă o dată, felicitări și mă bucur mult de tot că ne-am întâlnit la podcast. Eu mulțumesc! Mulțumim mult de tot! Și uh, Baftă! Mulțumesc, am nevoie! Mulțumim! Ba până la urmă, am afacerea noastră cu apa. Nu. Deci mergem la Ion Mergem. Hai. Hai. Închide lumina și hai. hai.